Bun venit, Luiza Spiridon. Bună, Costi. Ce faci? Foarte bine, puțin stresată. De ce? La noi, la trebuie autentic, să vorbesc. Trebuie să vorbești, nu să cânti. Okay. Trebuie să fii autentic. Asta e adevărat. Aici este emoția. Vreo două luni de zile mi-au zis, da, cancer pulmonar sau boală de inimă, știi, dar cam toți îmi spuneau că am cancer pulmonar. Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Tu joci sau ești tu acolo când faci asta? Probabil că mulți își pun întrebarea asta. Da, o întrebare bună. La umbra crucii tale. Când eram prietenă cu Claudiu, ne scriam scrisori, gen... La poștă, da. Cu timbru, trebuia să te duci să-l iei. Mă gândeam de cel mai bine scrisoarea. Îți mai amintești gustul ăla de timbru pe limbă? Da. Să știi că muzica m-a ținut în biserică. Nu sunt decât un vas de lut, în mâna ta am început. Oamenii vin și vor să audă vocea Luizei. De ce ar conta cum este îmbrăcată Luiza? Am mers cu Claudiu să-i ascultă în inima și chiar atunci ne-a spus. Pur și simplu s-a oprit în evoluție, adică eu eram singura de acolo care... pierdusem sarcina, se oprise pur și simplu ea și erau atât de multe femei care voiau să facă avort. Ți-am zâmbit emisiunea asta mult. Păi dacă ai zâmbit, poate tu mai mult ca niciodată. Hai că mai fost la o emisiune și am plâns, acum nu mai vreau să plâng. Acum mă abțin. Da, eu nu prea reușesc. Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur să vă salut, mă bucur să fim din nou împreună, o nouă ediție de podcast. Cred că de fiecare dată când alegeți să ne priviți, nu faceți altceva decât să vedeți ce v-am pregătit pentru ocazia asta, deși vă anunț cu puțin timp înainte cine este invitatul. Cu toate astea, curiozitatea pe care o stârnesc atunci când vine vorba de anumite detalii pe care le discut aici cu cel care stă în fața mea, în minutele ce ne stau înainte, cu siguranță atinge cumva o latură, o coardă sensibilă a inimii și a minții dumneavoastră. În ocazia asta am privilegiul de a sta de vorbă cu o doamnă pe care am cunoscut-o cu ceva vreme înainte și care m-a făcut să înțeleg puțin diferit muzica, puțin diferit ceea ce vrea Dumnezeu să-mi transmită prin sensibilitatea asta aparte, pe care cred că nu toți o putem avea, ci unii dintre noi au fost înzestrați într-un mod special cu darul muzical. Va fi o discuție deschisă și o discuție plină de sevă, dar și o discuție sinceră care să ajungă acolo unde ne-am propus fiecare dintre noi. Bun venit, Luiza Spiridon. Bună, Costi. Ce faci? Foarte bine, puțin stresată. De ce? La noi, la trebuie autentic, să vorbesc. Trebuie să vorbești, nu să cânti. Okay. Trebuie să fii autentic. Asta e adevărat. Aici este emoția. Dar o să fie o discuție așa, de suflet, apropiată, sinceră, prietenoasă, facem abstracție de ce e în jurul nostru. Super. Doar vorbim unul cu altul, nimic mai mult. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine muzica, înainte de a deschide cumva alte provocări în ocazia asta? Este cam totul pentru mine muzica, deoarece mă trezesc și atunci, dacă cineva îmi spune un cuvânt, automat îmi vin în minte niște melodii sau pur și simplu niște versuri. În fiecare zi trebuie să înregistrez ceva sau să mă gândesc să compun ceva sau până seara. Apoi mă culc și iar mă trezesc. Și tot cu de la muzica. Capăt, Luiza, prima provocare pe care am eu pentru tine are de-a face cu un cronometru. Eu o să-i dau drumul, o să-l setez pe 20 de secunde și am să te rog să ne spui ce crezi tu că ar trebui să știm noi despre tine și n-am ști. Așa că, uite, eu pornesc cronometru în momentul ăsta. Greu. Sunt o persoană normală. Cu urcușuri, cu coborâșuri, dar care în fiecare zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, descoper noi orizonturi.
mai aveai 3 secunde, dar ne oprim aici. Noi, Orizontul, o persoană normală. De ce ai ținut să spui asta? Pentru că mă întâlnesc cu foarte multă lume. Și da, toată lumea, vai, Luiza Spiridon, te-am văzut la Speranța. Ești diferită și puțin așa se comportă foarte ciudat. Și tot timpul încerc să le spun, sunt normală. Adică, dacă mai cunoaște, ți-ai dat seama că sunt ca oricare altă persoană de lângă tine. Nu-ți spun oamenii, ești mai înaltă, ești mai scundă. Ba da, doar ce am intrat aici la tine și m-am întâlnit cu cineva și mi-a spus, ești mai scundă decât de obicei. Decât arăți la televizor sau pe YouTube sau în altă parte. Da, e adevărat, simțământul ăsta îl mai trăiesc și eu atunci când merg în diferite locuri și mă întâlnesc cu oameni care mă văd pentru prima dată așa în carne și oase. Dar cu toate astea, normalitatea nu constă doar în interacțiunea cu oamenii, ci are de-a face și cu suișurile și coborâșurile de care ne povesteai. Da. Adică tu și mai faci păcate, mai greșești, mai super oameni. Nu pare deloc. Ba da. Da? Asta poate să spună Claudiu, soțul meu. Să le întrebăm pe el, nu? Da, sau copilul meu. Nu, am și eu momente de irascibilitate, ca orice persoană. Am momente în care trebuie să spun stop, oprește-te, gândește-te ceea ce ai spus și repară. Ești ferm așa în luarea de poziție atunci când vine vorba, nu știu, de chestiuni foarte serioase, poate legate de muzică sau de familie sau de prieteni, de apropiați? Depinde de moment. Depinde de ziua respectivă, depinde de circunstanțe, în general. Spune-mi, te rog, tu ceea ce ești tu acum, vine cumva din copilărie, adică ai început cu muzica de mică sau mai târziu ai descoperit darul ăsta sau ai tăi? Cum e povestea din spate? Vocal mai târziu, dar cu muzica, într-adevăr, să începem. Trebuie să-mi dai mult timp. Te rog, avem timp aici la podcast. Părinții mei au fost de religie ortodoxă și au fost și cântăreți de muzică populară. Tatăl meu a fost solist la Doina Gorjului, în Târgu Jiu, și a fost la foarte multe concerte în afara țării și a câștigat foarte de multe. Da, da. Și având doi copii, ce s-a gândit el? Hai să facem o formație de muzică populară. Pe ei doi. Spuneai că ei au câștigat și premii internaționale, tatăl tău. Da. Și mama cânta. Maria Lătărețu, Maria Tănase, tot felul de... Oh. Da. Dar sora tatălui meu a zis că ar vrea să-l mai asculte și el a spus nu. Asta timp cât trăiesc eu nu vreau să mă mai văd pe sticlă. Serios? Pentru că știu că era televiziunea română ceva de genul, era pe atunci. Trebuia să ai acceptul celui care a cântat, știi, ca să poată fi difuzat. Da, și nu vrea. Și nu există nici pe YouTube ceva cu dumneavoastră? Nu, pentru că este de mult. Adică anii 90, el deja în 2000 a început să vină la biserică, să frecventeze Biserica Adventistă. Și da, s-a gândit... Și a vrut să șteargă partea asta. Da. Care e numele dumneavoastră? Tufiș Vasile. Probabil, nu, probabil, sigur, au fost momente din viața lui pe care vrea să le uite. Ca orice artist... Da. A avut și o viață momente din astea. Momente de urcușuri și coborâșuri. Da, boem așa, da, să o numim. Da. Spunea cineva la un moment dat că un artist are o viață de vitrină. Uh-huh. Cumva este urmărit, văzut, dar în spate, când se sting becurile vitrinei, da, nu prea așa. Nu mai este. Nu mai e același lucru, nu? Da. Și revenind, crescând într-o astfel de familie cu artiști, și mama cânta? Mama mai puțin. Dar da, timbru vocal îl am de la ea. Dar probabil urechea muzicală și toate celelalte le-am de la tati. Și revenind, având doi copii, am un frate mai mare cu 2 ani, a zis, hai să-i dăm să facă vioară, un instrument, că na, trebuie să acompaniem cântărețul. Sigur. Și am făcut vioară timp de 4 ani. Făcut și fratele meu. De la ce vârstă ai început instrumentul? Din clasa 1. Din clasa 1, ok. Da. Am făcut vioară cu un domn profesor foarte, foarte... Unde ai copilărit tu? În ce Târgu oraș? Sat? În oraș. Da, în oraș, Târgu Jiu. Da. Și ți-a plăcut muzica? Ai făcut-o de drag în copilărie? Sau orele de repetiție? Că la vioară nu e deloc ușor să... Bine, la vioară, dacă nu am scârțit vioara și stăteam și la bloc, știi? Săracii vecini mai auzeam așa cum băteau. Dar ce să faci? Fiind copil, până
m-am acomodat cu ea, am renunțat, știi? Te acomodezi și renunți. Și mi-ai făcut un alt instrument? Am făcut pian, dar am făcut pictură, am trecut așa prin mai multe, știi? Artistul care vrea să afle mai multe. Dar apoi, pentru că am început, de fapt, ruptura cu vioara s-a întâmplat când profesorul meu a murit. Și eram atât de lipită de el, pentru că datorită lui eu am vrut să fac vioară. Era așa, precum un moș Crăciun, știi, pe timpul acela. Avea așa o barbă albă și tot timpul mă desena pe mână, știi, că nu ținea bine. Na. Și a fost așa o ruptură, a venit altă profesoară, era o domnișoară, care, nu știu, nu m-am acomodat așa foarte bine și am zis stop, nu mai. Doar și începusem să învăț poziția a doua a viorii și am zis gata, fac altceva. Și așa ai mers spre pian? Și așa am mers spre pian. Apoi... Și pian câți ani ai făcut? 2 ani. 2 ani. Da. Da, știi să bine, cânti și la pian? În... Da, știu așa să descifrez o partitură, să, dar nu mă pune să acompaniez sau... Nu știi să cânti la un instrument foarte nu. Bine. N-a fost, punctul meu foarte, știi, acesta de a învăța. Eu m-am dus pe altele. Poate nici n-am fost așa harnică. Nu poate, sigur. N-ai fost dispusă la eforturi extraordinar de mari pentru a învăța foarte bine un instrument. Probabil că ai compensat cu altă zonă, zona asta vocală, pe care ai descoperit-o când? Mi-ai zis că nu, din copilărie. În clasa 8-a. Bine, eu mai cântam așa, mergeam la țară și știi, era înainte, era coarda, știi, când jucai coarda și avea două părți. Și una dintre părți era microfonul meu. Și fratele meu era cânta la tobe, cum s-ar zice, dar lua oalele bunicii, întorcea cu invers și dacă nu lovea în ele, nu știu dacă mai au smalt săracile. Pe atunci erau altfel de oale. Și cam așa ne petreceam noi vacanța, adică eu tot cântam. Dar nu m-am gândit atunci, pe timpul acela nu mă gândeam să merg spre cantul clasic. În clasa 8-a am început să mă gândesc așa și am zis ce îmi place mie cel mai mult. Îmi place muzica populară. Asta tot crescusem eu, ascultam muzică tot timpul. Ai tăi încă nu erau în biserică atunci când erai ba în clasa 8-a? Doar ce veniseră în biserică. Da, veniseră deja de 4 ani ei, dar eu eram tot lipită de ce îmi plăcea mie mai mult. Și datorită dirijoarei din biserică, am început să cânt. A, și te-a direcționat cumva spre zona asta? Da, ea m-a ascultat într-o zi, era cor foarte mare, pe atunci erau bisericile pline. Și era așa o bucurie, mă gândeam, vai, dacă aș putea să cânt și eu în corul acesta. Și stătea lângă mami acolo, liniștită, cu mițică, și mă aude dirijoarea și îi spune, ai voce frumușică. Bine, nu-ți imagina, era o voce de copil. Și de atunci am început și eu să cânt în cor și dacă m-a tot auzit, a zis, ia, mai învață tu și o piesă. Deci era gen profesor de muzică. Mă punea vineri seara, uite piesa aceasta, sâmbătă după amiază vreau să-mi o cânt solo. Și cred că și datorită ei am învățat să muncesc așa, hai să învăț partituri. A văzut că ai darul ăsta și a zis, măi, hai să o impulsionez. Și numai bine că apoi m-am decis să merg pe cantul clasic. Am avut și un profesor foarte bun. În timpul liceului? Da. Am avut un profesor cu care mergeam mergeam și învățam măicuțele cum să cânte. Serios? Da, bine, asta prin clasa 11-a deja era mai mare. Mergeai la mănăstiri? Da. În zone și da, făceai... Da, ei aveau altfel de scriere a cântecelor și am învățat note și tot felul. Foarte fain. Foarte interesant. Cântam canoane cu el, gen el cânta tenorul, ne întâlneam la ora de muzică. Mie îmi dădea piesele, le învățam acasă și zicea, hai acum, uite, facem canoanele astea. Și automat m-am învățat să citesc foarte bine melodii, știi, solfegii și toate. Foarte interesant. Ai făcut liceu de profil? Da. De muzică? Liceu de muzică, da. Constantin Brăiloiu. Atunci când, din Târgu Jiu? Da. Atunci când tu ai profesoara asta de la biserică, te-a direcționat spre asta, te-ai gândit și serios, mă, hai că aș putea să fac... Am gândit că mergem... Se îmbină și mai bine. Eu mă gândeam să merg pe canto popular, pe muzică populară. Dar apoi, datorită lui Dumnezeu, sigur, a luat altă torsură. Tu ai cântase cu tatăl tău pe scenă la un moment dat? Nu, sau nu, că eram destul de mic. Adică,
eram prea mică. Ce nu mă lua pe pașaportul lui ca să pot să plec în afară. Spune-mi pe scurt, cum au cunoscut ei Biserica Adventistă? Cu voi, ca familie? Câți ani aveai tu când ați venit voi în biserică? Cred că 10 ani, cam așa, pe aici. Îți amintești totuși momentul ăsta în care... Da, îmi amintesc foarte bine, pentru că au fost momente de gata, terminăm cu Moș Crăciun, terminăm cu Moș Nicolae și gen, eu eram copilul cel mic, îmi luam cele mai mari cizme, să intre multe acolo. De Moș Nicolae, da, asta era tradiția, dar care nu era conformă Bibliei și atunci când ai tăi au descoperit că Biblia vorbește despre altceva. Tatăl meu, cum ți-am spus, atunci când știe că niște lucruri nu au fost ok, încearcă să le îngroape și să fie altceva. Și automat... Adică să le dea uitării, cumva, măi, a fost un trecut, dar dacă nu sunt principiile aici, acum... Da, doar că pentru noi copii nu înțelegeam atât de bine, știi? Și noi am înțeles doar, nu e voie. Cred că ne-ar fi ajutat foarte mult să ne explice cineva mai mult de lucrurile acestea. Și de asta eu încerc copilașului meu să-i explic de ce nu avem pom de Crăciun, de ce... Nu că m-ar deranja, adică pot să fac un pom, doar că poate sunt și prea comodă, nu știu. Da, oricum, important este să-i explici copilului anumite principii. Da, să le înțeleagă, pentru că altfel el va înțelege că asta nu ai voie. Nu, trebuie să-i explici de ce nu. Sau de ce, dar nu normal că nu ai voie, de ce nu este bine, știi? Da, corect. Care sunt principiile din spate? Nu te ajută cu nimic anumite chestiuni. Da. Bun, și ai tăi, cum au descoperit ei Biblia, dacă mai știi? Tatăl meu era un iubitor de istorie și de tot ceea ce îl înconjura. Deci aveam la cărți, poate și datorită lui mi-a plăcut și mie istoria. Am vrut să fiu arheolog. Interesant. Doar că am mers pe altă parte. Și citind foarte mult, avea un coleg, el și lucra în acel timp. Nu își câștiga existența din muzică. Și din asta și din... Și ce muncea dumnealui? Era ceva ascuțitor sau ceva mai, nu știu ce. În zona asta tehnică, cumva practică. Cumva, da. Și avea un coleg acolo căruia tatăl meu tot timpul îi spunea nebunule. Spunea, vezi, precum calul. Era adventist acel om. Și acel om într-un final îi spune să dea Domnul, la binecuvântat, cum se zice, să dea Domnul să ajungi și tu să spună alții nebunule. Și cam așa s-a întâmplat. Tati tot căuta, ci drept mi-amintesc că mergeam la foarte multe mănăstiri. Ai, dacă n-am pupat la icoane... Interesant. Cred că pe toate maicile și tot. Era totuși, a plecat spre zona asta religioasă. Da, amândoi erau. Bine, mami mai mult, ce e drept decât tati. Lui plăcea să descopere și să fie sigur că face așa cum ar trebui să se întâmple, știi? Și citind Biblie... Voi ați avut Biblie în casă, apropo de asta? Sau în momentul în care ați venit la Biserica Adventistă? Chiar că nu știu. Nu mai știu. Știu că la un moment dat am avut o liturghie sau ceva de genul. O carte foarte veche din 1800... Nu mai știu. Dar nu știi dacă era Biblia sau... Nu știu, altceva. Nu mai știu, sincer. Adică nu Interesant. Eram genul să citim Biblia sau... Probabil el citea, nu știu asta. Nu m-am interesat. Și a început să citească Biblia într-un timp. Așa îmi spunea el. Acum nu știu, n-am văzut. Și a găsit în Biblie în paranteză. Știi când spune acolo că a venit Maria așemat așa în prima zi a săptămânii la mormânt și în paranteză cu roșu duminică. Și el atunci a început să se gândească, stai puțin, dacă e duminică înseamnă că asta e prima zi și ajunge în sâmbătă să fie ziua a șaptea. Și a dat așa toată lumea peste cap. Dar până atunci am înțeles că a fost și la alte religii. Până s-a ajuns în alte confesiuni, să înțeleagă mai bine ce vrea și să spună Biblia. Și a dat seama că abia aici era ceea ce trebuie. Era conform cu ceea ce citise el. Și așa a ajuns la... Asta se întâmpla în anii 2000? Cam așa? 97. Cam așa. Foarte interesant. Păi nu, că în 2000 a fost evanghelizarea aceea mare pe care o țin și eu minte. Era foarte mult sau mereu bisericile pline. Pline, arhipline, adevărat. Da. Un om convins, un om care a cercetat și care, căruia Dumnezeu i-a mișcat inima, mai ales că era clar în cuvântul lui Dumnezeu. Da. Și ați venit împreună cu toată familia, inclusiv mama. Tatăl a venit prima dată. Așa, a început să descopere așa și apoi a venit și am venit și noi așa, dar mami era puțin așa reținută și a zis, eu mai stau. Îți mai amintești în momentul reacțiile familiei extinse față de decizia asta? Da, mulți ani mi-am amintit.
N-am avut așa o... niște bunici care să mă îndrume cum ar fi trebuit. Și mi-amintesc tot timpul că erau scene foarte urâte când mergeam la ei, mai ales după ce am venit la biserică și nu îl acceptau. Adică foarte mulți, a, cum să faci așa ceva? Adică înainte fusese alt om, așa cum a fost el. Cu anumite vicii, anumite da, porniri. Și în loc să spună, mă bucur că, uite, se vede o schimbare, n-a fost atât de mare schimbarea, atât de șocantă, dar abia în ani a fost schimbarea șocantă. Dar totuși a fost o schimbare și puteau să spună, măi, mă bucur pentru tine, adică familia ta este așa cum ar trebui să fie o familie normală. Nu, ei erau supărați. Domne, că de ce t-ai schimbat religia? Dar ce o să zică oamenii din jur? Ce o să zică femeile? Ce o să zică? Oh! Deci, tot timpul la poporul acesta român a fost și eu. Am avut chestia aceasta mult timp. Până acum 2 săptămâni. Serios? Ce? Nu, mai mult. Până acum 1 lună. Așa. Mă gândeam, ce spune lumea? Și am început să mă gândesc, dar ce contează ce spune lumea? Pentru că oricum te uiți la fața omului în timp ce când facem o paranteză. Da, te rog. Foarte mulți oameni sunt foarte obosiți. Și vin acolo și stau la concert și vezi așa că dorm pe ei. Și în mintea mea au fi, dar nu le place? Dar oare de ce, știi? Și am început să încerc să mă depărtez așa de gândirile oamenilor. Pentru că oricum nu poți să-i mulțumești pe toți nici când. Niciodată, nu? Da. Revenind la copilărie și la reacția familiei, tocmai asta a fost. Că da, oamenii în loc să spună, măi, uite, sau ai tăi, familia extinsă, în loc să spună, măi, ne bucurăm de schimbarea da, asta. Ei zic, se puneau în postura, da, cum o să-i judece, ce o să zică oamenii din sat, ce o să zică chiar colegii, așa, vecinii și așa mai departe. Cert este că schimbarea asta a pus în voi, copiii lui, da, valori pe care astăzi le împărtășiți și le duceți mai departe. Da, pentru că, nu știu dacă să spun datorită sau din cauză, probabil datorită, că îi devine totuși. Datorită lor, acum suntem nici noi în biserică, pentru că atât de tare m-am supărat pe ei, cum s-au comportat cu părinții mei, încât am zis, ce să, eu să fiu ca ei, mai bine în partea cealaltă. Și așa am ales să, în 2005, m-am botezat eu împreună cu fratele meu. Ați decis, măi, asta este da, calea. Adică nu v-a obligat nimeni, nu v-a impus nimeni, nu v-a zis, măi, bine, uite... Bine, eu deja voiam prin 2002, așa, voiam să mă botez, da. Deci, nu, ești cam mică, stai, mai citește, mai... Atunci am scris, atunci am scris prima mea scrisoare adresată lui Dumnezeu. Wow. Și nu mai găsesc, nu mai știu unde este, tot am căutat-o. Dar, îi spuneai ce era în sufletul tău lui Dumnezeu, da, și decizia da, pe care ai luat-o de a-L urma și așa mai da, departe. Foarte frumos gestul ăsta. Da, chiar a fost frumos. De atunci și până acum ai mai scris vreodată scrisorul lui Dumnezeu? Nu? Nu. Poate n-ar fi rău să reîncepi. Ar trebui, da. În liceu ai fost o fată cu minte. Tocilar. Sau puțin mai... Nu, am fost tocilar. Da? Bine, tocilar în sensul bun. Poate fi tocilar în sensul bun? Da, da. Până în clasa 8-a nu mi-a plăcut atât de mult, sincer, să învăț așa, să descoper. Dar atunci când am început eu să citesc mai mult, prin clasa 9, atunci când am început să mă descoper, să-mi placă muzica, am început să dau seama că îmi plac și alte lucruri. Și abia atunci am început eu să învăț foarte bine, să citesc, să studiez, să... Adică bacul am luat foarte bine. Felicitări. Mulțumesc. Și fără să depui extraordinar de multe eforturi, ci pur și simplu pentru că da, îți dedicai timp pentru citit, aveai timp pentru da, muzică, aveai timp mult pentru pasiune, aveai... Apropo, și ce pasiune aveai? Ce pasiune? Spune cuvânt ce voiai să spui tu mai devreme și apoi... Poate că abia atunci am început să prind gustul, deoarece eram și încurajată. Până atunci... În ce? În matematică? Nu mă regăseam așa foarte bine. Dar când lumea a început să mă aplaude, nu pot să spun aplaude, să mă încurajeze pe sensul acesta, au văzut că am darul acesta, da, am început să mă deschid așa, știi? Și sper că să-mi floresc așa dintr-o dată. Pentru că înainte lucrurile erau foarte tehnice, au, da, trebuie să înveți asta, 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 da, asta. Și nici nu aveam, părinții mei lucrau, adică ei veneau acasă doar după amiază, mă duceam la ora de vioară când era mică și apoi mă întorceam și tot așa, adică nu aveam pe cineva care să se ocupe foarte bine, știi, de mine.
Și asta încerc eu să fac cu copilașul meu, să învețe de acum, toate, să minuna toată lumea. Vai, dar știe literele! Vezi, dar le știe, încă nu știe să le să facă cuvinte, dar le știe. Câți ani are băiețelul vostru? A făcut 4 ani. Mulți înainte să fie sănătos. Precoce! Spune-mi, ce pasiune aveai tu în perioada liceului? Ce pasiune aveam? Îmi plăcea să mă plimb foarte mult. Îmi plăcea natura foarte mult. Îmi plăcea să descoper tot felul de... să citesc foarte multe cărți despre Egipt. Vai, de ce? Eram înnebunită. Era idealul meu să merg în Egipt, să descoper ceva, să mă fac arheolog, să descoper o mumie, nu știu ce voia mea să descoper pe atunci. Dar... asta îmi plăcea să citesc mult. Aveai un anturaj, colegi, prietene cu care ieșiați? Cum petreceai tu timpul liber în perioada respectivă? Nu prea aveam, să știi. Adică aveam o colegă cu care stăteam, colega mea de bancă, cu care mai îmi petreceam timpul și de multe ori eram singură în clasă, pentru că ceilalți colegi le plăceau așa, știi, chiuleala aceea, cum se zicea, chiuleala în masă. Dar pe voi rău și o să vă convingă, nu? Nu erați picioarele alea care v-ați să rămâneți aici, nu? Da, da. Și nu vă pedepseau? Nu vă făceau ceva? Nu ziceau nimic? Mai plecam și noi, adică nu crede, când chiar era o oră la care, ce să facem? Mai mergeam și noi, știi? Și se trezea profesorul singur. Dar asta se întâmpla abia atunci când începea să vină vara. Mm-hmm. Deja prin, când era vremea frumoasă. Era începutul lui iunie, când deja nu mai aveam treabă. Și mergeam în parc. Și, nu știu, ne plimbam prin parc. Adică nu am fost copilul sau tânărul care să aibă anturaje așa, nebune sau... Cum explici tu asta? Datorită cui crezi că a fost contextul ăsta atât de potrivit pentru tine încât să nu intri într-un anturaj ăsta mai... dubios, mai neplăcut, fără, nu știu, vicii, aplicări spre anumite pofte. Ce drept pot să spun pofte? Că am avut o prietenă la un moment dat care despre care mai târziu am aflat eu că făcea unele avea unele vicii, adică fuma și care cânta foarte bine. Și mie îmi plăcea să fiu așa prietenă cu ea, pentru că îmi dădeam seama, mă, ce voce frumoasă are fata aceasta, adică eu trebuie să fiu pe lângă ea. Și până într-o zi când ce drept începusem și eu să plec de la unele ore și o luasem așa puțin până a intervenit tatăl meu și a început, nu e bine ceea ce faci, nu e da. Până am început și eu să înțeleg, dar cred că Dumnezeu m-a ajutat, adică prin tatăl meu Dumnezeu m-a ajutat să, nu a fost foarte mult și ceva grav, doar că Putea fi un început, o altă direcție. Dacă nu intervenea tata la timp și dacă nu te conștientiza de lucrul ăsta și dacă nu, până la urmă, tu nu acceptai un astfel de sfat, că cu forța la vârsta la care erai, probabil că era deja puțin posibil să se întâmple treaba asta. Erai deja mare. Era mare. Și cred că este o lecție și pentru adolescenții care ne urmăresc astăzi sau poate pentru părinților, cumva să înțeleagă că e important să transmiți un sfat concret, ferm, către un copil și în același timp tu ca adolescent să știi că părintele este cel care îți vrea în definitiv binele. Și tu, părinte fiind, trebuie să deschizi destul de mult față de copil. Să explici, uite, și eu făceam lucrurile acestea, dar adică am ajuns devii vulnerabil. Da, am ajuns într-un loc în care ar trebui să spun nu. Și lucrurile acestea le ajută pe copil. Adică nu să fii părintele acela, nu trebuie așa, nu este bine, dar de ce? Corect, întrebarea de ce? Asta de ce întotdeauna e pe buzele... Da, copilul meu oricum o are deja. De ce? De ce? De ce? Corect. Și important la un moment dat ajungi că nu mai știi ce să mai spui de ce. Trebuie să-și asumi că nu știi, nu? Da. Ai ales să mergi la facultate. Și știu că ai mers la Craiova, la facultatea de muzică. Da, pentru că fiind fata lui tata și nu neavând pe nimeni prin București, fratele meu a făcut facultatea în Târgu Jiu, ei au zis nu, trebuie să fii mai aproape. Și pot să spun că le mulțumesc că am fost acolo, pentru că dacă aș fi fost în București, nu aveam pe nimeni. Și nu știu cum ar fi luat viața mea întorsătura. Dar așa, la Craiova, cred că în fiecare weekend eu plecam acasă. Luam trenul și plecam acasă. Sau atunci când mă întorceam, mai mergeam cu un prieten cu mașina, un prieten de al tatălui meu, Gusti Angheluță. El lucra acolo.
Îți știu bine pe gust, da. Sigur. Și m-a ajutat foarte mult în facultate lucrul acesta. Așa că aveam și un grup pe timpul acela. Alma. Alma Quartet, da. Și mi-era atât de drag să merg acasă, vineri seara, știi cum se spunea că la adventiști se stinge lumina? Da, e adevărat, noi exista stăteam prejudecata până la ora, asta. Da, stăteam până la ora, cred că 11. Dădeați peste cap prejudecata. Nu, nu stingeam lumina, dar la un moment dat s-a stins lumina, s-a luat curent și a trebuit să plecăm acasă. Dar să știi că muzica m-a ținut în biserică. A contat enorm de mult, nu? Da. Și în relația asta cu Dumnezeu. De fapt, așa ai citit, așa l-ai citit tu pe, da, pe Dumnezeu cumva. Da. Și l-ai descoperit și l-ai și mărturisit în fond, nu? Și am asta fac și acum. Sau da, încerc să fac. Încerc să duci mai departe lucrul ăsta la un nivel cât mai bine făcut spre lauda lui Dumnezeu. Da. Ce au însemnat anii ăștia de facultate din prisma asta pregătirii tale, a omului care ești astăzi față de muzică? Crezi că ai fi ajuns aici dacă n-ai fi absolvit facultatea asta de muzică? Pot să spun că m-a ajutat. Dar dacă nu aș fi fost foarte bine îndrumată de către familie și de biserică, s-ar putea să fi rămas acolo. Explică-ne. Adică puțin. În fiecare an eu jucam un rol din nunta lui Figaro, eram Suzana. Și încercam cumva să-i ajut pe toți care terminau. Eu jucam rolul acesta și pur și simplu erau alte roluri. Și lucrul acesta m-a ajutat să fiu și percepută de ceilalți ca fiind un solist bun. Și chiar m-au invitat să rămân, să pot să lucrez acolo la teatru. Am zis, vai, ce voce frumoasă, nu vrei să mergi cumva pe teatru, pe... Și am zis, eu am o problemă cu sabatul. A, păi nu-i problemă, facem o hârtie și scriem noi acolo să te învoiască în timpul sabatului. Sabatul și fiind ziua de sâmbătă, da, de vineri seara, ziua de sâmbătă, când trebuia până sâmbătă, seara la apusul soarelui. Așa și, cum scrie în Biblie, de fapt. Da, și țin să spun că a fost... Am avut un semn de întrebare atunci, dacă să rămân sau nu. Da, era o oportunitate foarte bună, da, din punct de vedere profesional. Adică, da, aveai un loc al tău stabil, aproape de casă, îmi și plăcea. Ce faceai? Dar mulțumesc Domnului că n-am rămas. Facultatea de muzică din Craiova este corespondentul conservatorului de aici, din București? Sau are alt profil? Este cumva în Universitatea de Litere și în cadrul Universității de Litere este și Facultatea de muzică. Da. Și e canto? Și are sau? Mai multe. Canto, instrument, pedagogie. Și tu ai mers pe canto? Și am mers pe canto, da. Și de acolo posibilitatea de a colabora? De acolo, și da, de a foarte multe orele de canto le făceam acolo în cadrul teatrului liric. Și automat, cunoscându-se între ei profesorii și cam toți profesorii care erau acolo, lucrau și la teatru. Și automat, probabil, m-au cunoscut și... Te-au și fiind recomandat. Și copilul acela, știi, cu burse, tot timpul bursă peste bursă, au zis, aia e bună. Învață, așa că o ținem aici. Are și voce, da, are și prezență scenică. Și eram și un copil cu minte, adică. Ceea ce contează enorm, da, de mult. Adică seriozitatea, uh-huh, ajută în orice context am fi. Da, adică eu gen eram la facultate și mai și lucram în timpul acesta. Eram la o grădiniță particulară. Și mai aveam timp să fac și... Și aveam timp să fac și celelalte, da. Și sesiunile astea pe care le-ai povestit. Pentru că îmi plăcea să am și banii mei. Cum au reacționat... nu știu, colegii sau profesorii când tu le-ai zis, măi, nu pot să merg pe zona asta? Cred că au pur puțin dezamăgiți, pentru că ei s-a așteptat la altceva. Adică profesorul meu, cel puțin de canto, s-a așteptat că eu să am o carieră așa în operă. În... Mi-a plăcea foarte mult. Adică pot să spun că nu aveam atâtea emoții. Acele emoții pe care le am eu în biserică nu existau când eram la clasă de operă sau... Adică eram foarte dezinvoltă, foarte relaxată, știam toate versurile. Eram foarte relaxată, eram un artist acela de săvârșit. Și ei au fost șocați. Îți pare rău? Nu. Ai mers pe zona asta? Nu. Adică ai fi avut posibilitatea să cânti pe marele scene ale lumii, probabil, în momentul ăsta. Da, doar că eu mai bine vreau o viață veșnică decât viața aceasta care este scurtă și... cu multe, mai multe coborâșuri decât urcușuri, după părerea mea. Chiar așa? Da, pentru că începi să te vezi tu foarte bun și uiți că în spatele tău este, sau deasupra ta este Dumnezeu care... Te direcționează. Da.
și vrea ceva mai bun pentru tine. Da. Adică acolo și cel mai rău este că tu jucai roluri pe care poate nu ți le doreai. Adică rolul pe care eu îl aveam atunci și îl jucam, nu pot să spun că este un rol pe care un creștin poate să-l joace. Mm-hmm. Este totuși teatru. Știi ceea ce faci. Trebuie să intri în pielea personajului și cumva să joci anumite chestiuni da. Care, na, în viața care reală, puțin... pe care în viața reală le-ai considera a fi da. Compromisuri. Da. Și mai ales niște posturi fiind căsătorită, eu nu m-aș vedea acum să stau în brațele altui bărbat. Sau să joc. Chiar dacă e pentru o piesă de teatru. Da. Chiar dacă este. Pentru că pe mine nu mă ajută. Cu ce m-ar ajuta? Cred că Satana poate să facă multe lucruri în subconștientul tău. Dar de ce nu? Dar ce doar? Te-ai așezat și acum poți să așezi și apoi. Adică. Și sunt lucruri pe care le iei așa câte puțin, câte puțin și nu-ți dai seama când ai trecut. Pe care lumea asta le-ar putea spune, a, dar sunt chestiuni așa de detaliu. Chiar să fii atentă la chestiuni de genul ăsta, dar care te pot duce într-o groapă din care să nu mai ieși, spui tu. Da. Ce te-a făcut pe tine să dai un răspuns de genul ăsta? Cum îți explici acum, uitându-te în urmă? Ce a fost acolo? Nu știu. Adică nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta. Dar sunt sigură că a fost Dumnezeu care m-a îndrumat. Părinții tăi au avut un aport aici, în decizia asta? Nu, ei nu s-au băgat vreodată. Adică să-mi spună, vezi, ține sabatul, fă-i așa sau... Pur și simplu, nu știu, acum dacă stau să mă gândesc, pare așa, că eu n-am fost genul acela, stai să merg eu singură pe unde trebuie. Mi se pare că am fost persoana care am fost condusă, așa împinsă de la spate, știi? De Duhul Sfânt, de Dumnezeu. Da, și mi se pare că așa mi-a dat cât un șut, mergi, hai! Asta e drumul, pe aici trebuie. Și cam așa este și soțul meu. La fel îmi spune, hai să facem și asta, hai să facem și asta. Și cumva așa dusă de... Dar cred că Dumnezeu a știut că eu sunt genul acesta. Și a zis, hai să spun persoane care să te îndrume acolo unde ți este ție bine, că altfel cine știe pe unde te duce. Corect, foarte adevărat. Cum l-ai cunoscut pe Claudiu? Ai făcut referire de mai multe ori la el, îl iubește lor de mult și vă completați foarte, foarte frumos. Ne-am cunoscut într-o tabără, de fapt nu era chiar tabără, era ceva de weekend. Și acolo l-am întâlnit și era... personajul cel mai enervant de pe fața pământului. Serios? Da. Nu pare Claudiu a fi așa. Îi plăcea să spună foarte multe bancuri și pe mine așa mă enerva că spunea numai bancuri cu olteni. Probabil să mă enerveze pe mine, știi, fiind olteancă. Și... Nici el nu e departe, din Teleorman, așa că sunteți acolo vecin, dar probabil că tocmai asta. Da. Și lucrul acesta care chiar m-a enervat, se pare că ne-a apropiat. Da. Acum nu mai spune bancuri, nu știu. Suntem așa vesel, parcă nu știu, am luat așa o aură din asta foarte serioasă deja. Păi suntem părinți, știi, când ești părinte altceva. Trebuie să fii serios. Și relația voastră cum a început? Bun, v-ați intersectat atunci în convenția asta. Ce vârstă aveați, vă mai amintiți? Eu eram mică, eram prin liceu, cred că okay, era adolescent. 16 ani, 17 ani. Și el eram, tot pe acolo? Da, el era mai mare. El puțin mai mare. Era instructor, probabil, atunci? Da, respectivă. Da. Și eu eram pe atunci un fel de instructor de licurici, știi? Da. Să fiu și eu băgat în seama. Și apoi, cum a venit el la tine să-ți spună, Luiza, vrei să fii prietena mea? Păi nu, că a mai fost. Așa mult timp. A fost, pe atunci, erau niște cartele cu 2000 de minute. La Cosmote sau numai La Cosmote, exact. Și atunci puteai să vorbești mult. Și a fost o perioadă în care am vorbit. Și cum a făcut el rost de numărul tău de telefon? Păi l-am dat eu, stai. Deci te-a abordat atunci? Da. Ok. Am vorbit și prin scrisori în tot acest timp. Măi, ce vremuri. Ne-am întâlnit atunci, apoi iar peste 2 ani și alți 2 ani. Adică din 2 în 2 ani noi ne întâlneam. Dar nu aveam nicio treabă unul cu celălalt. Doar pur și simplu întâlneam, mai vorbeam așa. Și iar ne... Cred că Dumnezeu a știut că nu a fost momentul atunci. Și a zis, gata, oprirea, punem pauză, mai trece puțin timp să vedem când vă maturizați. Maturizați. Da. Și abia în 2009. Tu erai la facultate sau... Da, eu ultimul an l-am făcut așa... Cu trenul, gen. Ah, okay. Eram în București. Eu în anul 3 de facultate m-am căsătorit. Am înțeles. Da. Mai știi cum te-a cerut de soție? Da, eram la Sătic. Da, dragul nostru Sătic. C-
când trebuie să mergem undeva, unde mergem? Mergem la Sătic. Acolo m-a cerut, da, de nevastă, frig. Era un frig și era zăpadă. Iarna? Iarna, da. Păi doar erați exploratori? Păi da, și m-a trezit în toiul nopții, nu mai știu cât era ceasul, eram așa puimăcită de somn, că mie îmi place să dorm mult. Și m-a scos afară în frig și acolo m-a întrebat. Era ceva amenajat frumos acolo, da, cu inimi? Bine, prima cu... dată, înainte să mă ceară, mi-a amenajat ceva în bucătărie, știi? Că atunci era bucătăria jos și sus erau camerele. Și a făcut așa cu inimioare, frumos, și mi-a dat, știi, în loc de inel de logodnă, cum așa, mi-a dat un breloc. Și pe acel breloc se punea la încărcat și erau poze cu noi. Așa apăreau poze cu noi. Foarte fain a fost. Și apoi, după ceva timp... Complotase cu alți prieteni pentru momentul ăla sau ați fost doar voi doi atunci? Cred când că el singur a făcut totul. Nici nu l-am întrebat, sincer. Doar mi-amintesc, îl întreb. Da. Interesant, adică n-a fost ceva așa, nu știu, pompos în, la capătul lumii, nu, departe, nu. Și a rămas acolo în inima nici, ta, nu? Sincer, nici nu am fost, noi n-am avut parte de familii cu foarte mulți bani, știi? Am fost cumva o familie medie, știi? Modeste. Și probabil modeste și de aici el a găsit, nu, dar a fost frumos. Adică, nu știu cum ar fi fost să mă fi dus prin nu știu ce țări, când eu până atunci nu văzusem, bă, dar doar Spania odată. Era alte vremuri și nu vorbim de mulți ani în urmă, adică vorbim de anul 2009, da? Da? Adică nu sunt nu știu câți ani, că la un moment dat vorbeam cu anumiți studenți și acum au niște oportunități extraordinar de mari față de oportunitățile pe care le-am avut eu atunci când am fost student, că tot pe atunci am fost și eu student, da, în perioada aia, și nu era work and travel la nivelul ăsta, nu era posibilitatea să te duci cu diferite nu știu, burse în altă parte să studiezi, nu erau biletele de avion atât de ieftine și la îndemână. Păi atunci, ca să eu merg din cauza unor probleme de sănătate în Franța regulat și merg de prin 2000 și un pic și trebuia să merg cu autocarul, erau zile întregi de mers până acolo, era o adevărată problemă și asta mult timp, adică vorbim inclusiv 2010, 11, 12, erau alte vremuri. Da, erau alte vremuri, dar nu știu, mie mi se pare că lumea se grăbește foarte mult într-o direcție, nu știu unde, pentru că s-a schimbat radical așa toate. Da, e adevărat. Prea repede. Nu știu, tinerii cresc foarte repede, vor altceva. Și totul dintr-o dată, da? Parcă se depășesc niște momente, niște trepte. Adică, în loc să mai treci peste treapta 1, 2, 3, ajungi deja la treapta 5. Da, ca și... Ceea ce e incredibil. Mă gândeam când eram prietenă cu Claudiu, ne scriam scrisori, gen... La poștă. De la poștă, da. Da, cu timbru, trebuia să te duci să-l iei. Mă gândeam de ce nu mai vine scrisoarea. Îți mai amintești gustul ăla de timbru pe limbă? Știi? Foarte tare treaba asta. Da, gen, așa făceam și eu cu flori, soția mea. Trandafiri, așa. Ruși. Dar noi ne-am scris foarte, foarte mult timp, foarte mult, și vederi ne trimiteam, și scrisori, stăteam acolo, ai parfumat scrisorile? Mai mult Claudiu, cred că le parfuma. Da, foarte tare, știi? Da, puzzle-uri, foarte multe puzzle-uri ne trimitea, așa, ca eu să le fac. La un moment dat mi-a trimis un puzzle cu poza noastră. Vai, și îmi trimitea câte 5 bucățele de puzzle și așa mai nerva, eu sunt de persoană foarte curioasă. Și când îmi faci chestia asta, mă... Și abia la final am văzut. Bine, spre final așa mi-am dat seama cam ce ar fi. Dar primele au fost chiar chinuitoare rău. Dar n-ai ce dată, ai vrut să vezi ce e acolo. Cât ați fost voi prieteni înainte de căsătorie? Un an, cam așa. Bine, noi ne cunoșteam. Vă cunoșteați, da. Dar momentul ăsta, măi, am mers aici, ne-am scris, da, ne-am văzut, e timpul să facem și pasul ăsta. Și ultimul an de facultate, tu spui că l-ai făcut prin... Prin navetă. Da, aveam și o profesoară din București care venea la Craiova să predea și cu ea mai mergeam. Și, cum ți-am spus, fiind copilul care învăța destul de mult, ei m-au înțeles. Da, și a fost ultimul an, așa l-am făcut. E oarecum normal, când dai dovadă de seriozitate, lucrul ăsta e important și omenia asta, relațiile, de fapt, deveneai în scurt timp colega lor, nu? Da, așa, da, că da. E inevitabil. Ce ai făcut tu profesional după momentul terminării facultății? Profesional nu prea știam încotro să mă îndrept, pentru că nu mă vedeam niciun profesor, fiind profesor de canto.
nu știu, voiam ceva mai mult. Ce drept, eu am îndrăgit timpul acela de a fi pe scenă, de a fi în față. Chiar dacă aveam emoții în biserică atunci când cântam, ca și acum, dar totuși îmi place, nu știu, e senzația aceea de plăcere, dar totuși cu emoții. Și apoi am cunoscut-o. Cred că Dumnezeu a făcut să o cunosc pe doamna Gabriela Duțescu, care a murit acum vara aceasta, care m-a îndrumat foarte mult. Pot să spun că datorită ei știu să cânt. Am învățat eu multe lucruri la facultate, dar lucrurile de sensibilitate și așa ia mirea. Nuanțele, da. Detaliile, da. Emoțiile pe care să le transmiți. În principal emoțiile, pentru că atunci când m-am dus prima dată la ea, am făcut așa ceva vocalize și mi-a zis, ia cântăm ceva. Dumnezeu, ca să spunem puțin, Dumnezeu a fost profesor de canto? Nu, nu. A fost orelist, doctor, tot felul de terapeut vocal, care îi îndruma foarte mult pe cântăreți. Și pe timpul Dumnezeu, nu știu ce, s-a deschis o latură cu ORL, cu nu știu ce, pe acolo, pe aici, prin București. Și știu că pe timpul dumneai, ea era acolo lângă doctorul chirurg și spunea, mai aici, tai mai, nu știu, la curs vocale, la foarte tot felul de... Interesant. Adică i-a ajutat pe foarte mulți cântăreți să-și readucă vocea lor pe care o aveau, fără să facă operații, fără să taie, fără să... Totul prin terapie vocală. Paula Selling a lucrat cu ea și foarte mulți cântăreți. Foarte interesant. Și așa, mă rog, pe zona asta ai cunoscut-o și tu, da, ai căutat-o să vezi cum ar putea să te îndrumi? Pur și simplu era... Tatăl dumneaei a donat terenul bisericii Belu. Bisericii Adventiste Belu, da. Biserica pe care o frecventați și, da, voi. Chiar lângă biserică era acolo și eu nu am știut despre ea. Dar pot să spun că prima dată când am fost la dumneaei, mi s-a părut o persoană rece. Și eu când văd o persoană rece, fug, alerg mâncând pământul, știi cum se spune? Da, da, da. Că simt că nu, nu ne înțelegem, da. Și o perioadă n-am mai fost la dumneaei. Dar apoi mi-am dat seama că mă ajută foarte mult și că nu este așa. Este doar o persoană care încearcă să spună ceea ce gândește. Dar nu neapărat să te cocoloșească. Hai, stai să nu te deranjezi, stai să nu te... Era o persoană care spunea drept în față ce o deranjează sau ce a trebuit să fie. A trebuit să-ți ia puțin timp până o să o cunoști, da, ca să poți să înțelegi lucrurile, da, astea. Dumnezeu te-a dus la nivelul următor și ai început cumva să... cânti mai mult în biserică sau ai făcut și altceva? Eu începusem deja să cânt. Mergeam prin bisericile mici. Așa a început lucrarea noastră. Mergeam în bisericile foarte mici, erau gen și 10-15 persoane și acolo cântam. Dar revenind la doamna Dusescu, când am fost prima dată la dumneai și am început să cânt, a ascultat ea și m-a întrebat, tu ce faci? Tu te ceri cu Dumnezeu sau încerci să-i cânti? Și am rămas șocată, că eu credeam că așa trebuie să cânt. Gen clasic. Nu, du-te acolo și cânt. Susține, impostează. Și atunci am început să o iau pe altă parte. Și am început să îndrăgesc pricesnele. Foarte mult. Și mi-am dat seama că acesta, de fapt, chiar mă gândeam, David, când îi cânta lui Saul, nu îi cânta, spune acolo că îl liniștea, nu îl zăpăcea de creieri. Dar ai folosit un cuvânt, că ai început să iubești pricesnele, ce înseamnă asta? Explică-ne și noi. Pricesnele sunt, este o muzică foarte liniștitoare, muzică cumva care duce spre folclor, dar cu versuri creștine. Și sunt atât de liniștitoare încât poți să stai și pur și simplu să și adorm pe ele. Dar te calmează. Te calmează foarte mult. Tu, uite, ai Blândul ceva... Păstor, de exemplu, este o priceasnă. Sau La umbra crucii tale. Sau... Foarte multe priceasne, foarte frumos. Traian Dor scrie foarte frumos. Tu ai registrări cu astfel de tipuri de melodii? Da. Găsim la tine pe canal? Chiar sâmbătă, când am fost la o biserică, după ce s-a terminat, vine un frate. Sora, am o piesă care îmi place foarte. Se numește Blândul Păstor. Nu, de fapt, ai zis Păstorul, sau nu știu. M-am gândit, cred că este aceasta. N-am mai cântat-o de mult timp, adică nici mai știam negativul foarte bine. Dar cred că atunci când îți place ceva...
e acolo în tine, nu? Îți amintești imediat. Și chiar îmi spunea la final, parcă a fost așa cireașa de pe tort. Și vedeam pe toată lumea cum plânge acolo. Era... Sunt piese care, care ți-amintesc despre Dumnezeu și despre faptul că face multe lucruri care n-ar trebui să, pe care n-ar trebui să le facem. Uite că tot ești aici în fața mea și tot am vorbit despre asta. Vrei să ne cânti puțin din Blândul Păstor? Da, dai să, să nu dau prea mult sunet. Îl rezolvă, rezolvă. Sună așa. Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Mergea cu dânsa la izvor, Blândul Păstor, Blândul Păstor. Foarte fain, foarte frumos. Mulțumesc, da, chiar. Dar să știi că emoțiile chiar le transmiți, îți confirmi aici. Și probabil că și cei care ne urmăresc, chiar vă rog să faceți lucrul ăsta și să scrieți. Cred că o va încuraja mult pe Luiza să vadă comentariile voastre. Dacă ea reușește să transmită ceea ce există în suflet. Și uite, apropo de lucrul ăsta, tu joci sau ești tu acolo când faci asta? Probabil că mulți își pun întrebarea asta. Da, o întrebare bună. Nu cred că joc, dar încerc să mă gândesc la ceea ce spun. Și la ceea ce face melodia asta tine, nu? Și încerc să transmit, da, ceea ce gândesc eu și ceea ce simt eu. Pentru că, la fel îmi spune cineva, sunt foarte mulți cântăreți, dar nu toți pot transmite ceva. Categoric. Adică au voci bune, da, dar nu pot să te duc acolo și pe tine. Nu? Că, cred că ăsta este marele avantaj. Marele talent. Talent, exact. Da. Dar de la Dumnezeu, uh-huh, cum îl găsim noi scris în Scriptură. Mă, să te ia și pe tine și să te pună acolo. Da. Să te pună acolo. Și în funcție de piesă să... Mai cântăm? Mai vrei să cântăm? Mie mi-ar plăcea ce tare. Ce mai cântăm? Mi-ar plăcea tare. Uite, mai este o piesă la fel, o priceasnă. La umbra crucii tale, eu, Doamne, vreau să fiu, să plâng, să cânt cu șale, din moarte să-nviu, să plâng, să cânt cu șale, din moarte să-nviu. Amin, foarte frumos. Amin, da. Foarte frumos. Doar că m-ai pus într-o impostază. Eu de obicei trebuie să-mi fac vocalize înainte, da, de a cânta. Da, sigur, dar aici la Autentic ești autentică. Uite, te ascultăm cu toții și e o voce foarte frumoasă și așa. Mulțumesc. Categoric, ca să te pregătești pentru un concert. Da? Noi aici suntem autentici, așa am stabilit de la început, nu? Da, doamna Dățescu spunea, nu cânti fără să faci vocalize. Uite că am trecut peste ei. Da. Uite, pe tine cu siguranță te-au ascultat mulți oameni. Nu ți-a propus nimeni din lumea asta showbiz-ului să-ți spună, mă, Luiza, uite, ne place cum cânti, ai o voce foarte bună, hai să cânti muzica asta comercială care, na, se vinde, ai putea face și tu bani, să ajungi o artistă cunoscută. De ce muzică creștină? Adică nu te plafonezi aici cumva? Am fost chiar ultima dată, am mai primit așa invitații. Ultima invitație a fost, am fost la Claudiu la muncă și am zis, hai să facem o surpriză. Atunci când este nașterea Domnului, lumea este mult mai, acceptă mult mai ușor.
Da, când în bisericile clasice se serbează nașterea Domnului, da, oamenii sunt mai deschiși. Da. Deși noi, cum citim în Scriptură, nu avem un moment concret al momentului nașterii. Dar dacă tot există posibilitatea asta, de ce să nu vorbim oamenilor sau să nu le cântăm? Te rog. Și chiar a fost cineva acolo după ce s-a terminat și îmi spune, nu-mi lua și mie numărul de telefon, că uite, noi organizăm tot felul de evenimente și avem nevoie de cineva care să cânte. Și atunci pentru mine a fost așa o gândire, stai să văd ce fac. Și m-am gândit ce muzică ar vrea. Normal că nu o să vrea muzică religioasă, o să vrea jazz, o să vrea altceva. Atunci nu. Și am spus, îmi pare rău, eu cânt doar muzică religioasă. Bine, mai cânt și alt gen de muzică, ce-i drept, la nunți. Dar nu mă duc chiar așa jazz sau alte genuri muzicale, pop sau... Le selectez foarte bine. Încerc să le selectez, da. Ceva să rămân în acest cadru. Să nu sar prea mult calul. Să fie totuși un moment de muzică ce să ajute cumva sufletul omului, nu să-l ducă spre o zonă din asta. Adică nu complicat. Trebuie să arăt eu ceea ce știu, ci trebuie să ajut oamenii. Și atunci am spus din nou nu. Și nu-mi pare rău nici acum. Adică cred că am o viață... Nu pot să spun că este foarte liniștită, pentru că noi mergem în fiecare sabat și parcurgem drumuri destul de lungi, dar este frumos. Îți place? Da. Ești împlinită cu zona asta? Da, nu sunt împlinită și pot spun că nu sunt un om frustrat, că nu am făcut cine știe ce până la vârsta aceasta. Deși ai fi putut. Deși aș fi putut, da. Cum e să-L alegi pe Dumnezeu și să-L lași pe Dumnezeu să-ți împlinească cumva drumul și calea? Nu se vede pe fața mea? Categoric. Asta ne dă speranță că atunci când îl punem pe Dumnezeu pe primul plan, are El grijă să completeze toate celelalte detalii. Deci, pot să spun că Dumnezeu mi-ascultă niște rugăciuni puierile, pot să spun. Adică, gen, ție nu ți s-a întâmplat niciodată, dar femeilor, sigur, poate li s-a întâmplat. Mă rog seara, Doamne, mâine mă duc într-un magazin cu rochițe, te rog să-mi găsești tu o roche potrivită. Și următoarea zi să găsesc rochea. Adică... O roche potrivită pentru evenimente. Pentru pur și simplu, diferite. Da, evenimente. Ceva să-mi placă mie să fie. Și am fost șocată să văd că Dumnezeu îmi răspunde pur și simplu la niște rugăciuni așa. Simple. Da. Dar prin detaliile astea îl lauzi pe Dumnezeu. Da. Îmi spuneai o chestiune la un moment dat. Spuneai așa, măi, uite, eu am grijă cum mă îmbrac atunci când îl laud pe Dumnezeu. De ce crezi că contează lucrul ăsta atât de mult? Pentru că, uite, îți spun, oamenii vin și vor să audă vocea lui Izei. De ce ar conta cum este îmbrăcată Luiza? Da, te și văd. Uite, am fost, nu spun unde, am fost într-un loc unde cineva a cântat. Dar vestimentația și cum s-a mișcat, pur și simplu n-am putut să mă uit la persoana respectivă. Pur și simplu am pus capul în jos și am așteptat să se termine. Și mă gândesc, dacă eu am reacționat așa, cei din jurul meu tot așa reacționează, că doar suntem oameni. Și eu fiind femeie, știi? Adică un bărbat cum ar fi reacționat? Adică tu spui, nu pot să-L laud, am pretenția că-L laud pe Dumnezeu prin voce, prin versuri. Cât vestimentația sau... Eu sunt altfel. Și pot să spun că sunt piese pe care de multe ori mi-e greu să le cânt. Pentru că în momentul respectiv nu simt că sunt pe traiectoria care trebuie și versurile nu sunt ceea ce trebuie cu mine, știi? Și mi-e foarte greu să le cânt. Gen, nu știu, sunt la biserică și poate... M-am comportat, am ridicat vocea la copil sau nu știu, ceva, un lucru am făcut și trebuie să cânt. Îți predau întreaga viață. Na, sau tot felul de versuri care pur și simplu nu le poți cânta. Pentru că aș fi ipocrită. Și de multe ori eu sunt persoana, atunci când văd pe cineva și dacă cineva îmi spune ceva, eu cred. Dacă vii și îmi spui am glumit. Nu, mie nu spune așa am glumit, mie spunem din prima ce... Că vrei să faci o glumă... Eu te cred! Spune, adică nu eu te cred oricine. Cuvintele. Și
Și vrei să, când tu crezi pe altul, vrei să transmiți și da. Tu aceleași lucruri. Adică și nu... eu am încredere în ceea ce spune toată lumea. Adică dacă tu îmi spui că ăsta este alb, eu te cred, dar totuși îmi pun un semn de întrebare că sunt lucruri... Da, dar care... mergi pe faptul că ai da. Încredere în celălalt. Sau da. Îmi spune, eu astăzi am făcut asta. Ok, adică îl cred. Nu pui la îndoială cuvintele. Nu. Și așa vrei și tu și, să transmiți, da. Inclusiv și prin cântec. Asta vreau. Îmi spunea, de multe ori îmi spunea cineva, dar spune și tu, uite, laudă sau spune despre persoana respectivă că a fost bine. Și îi spun... Îi spun, adică încurajez, dar nu pot să spun a fost perfect. Pentru că nu cred, adică nu pot să spun asta dacă nu a fost. Luiza, care au fost cele mai împlinitoare proiecte muzicale la care ai participat de-a lungul timpului? Cred că concertul Lumină din Lumină. Toate edițiile pe care le-am... Bine, Claudiu a fost cel care... El este managerul meu, cum îți mai spune lumea. Și acolo am avut ocazia să cunosc foarte multe persoane, printre care și Paula Seling. Bine, pe ea am cunoscut-o și datorită doamnei Tuțescu, pentru că ne-am întâlnit acolo. Dar a fost o persoană, datorită ei, eu am început să îmi pun semne de întrebare de ce am emoții așa datorită mari. Cui? Paulei. Paula Seling, da. Pentru că am întrebat într-o zi, tu cum de nu ai emoții? Adică, de ce ești atât de relaxat? Și îmi spune, eu nu mă duc pe scenă cu gândul la ceea, să mă gândesc ce spun alții. Eu mă gândesc, trebuie să mă simt bine. Și în ultimele concerte pe care le-am avut, am zis așa, m-am rugat Domnului, nu m-am mai rugat cum mă rugam înainte, Doamne, te rog să fie tot bine, să nu mă încurc, să... Eu eram mai cu frica asta de a nu mă încurca. Și m-am gândit, Doamne, ajută-mă să mă bucur și să cânt cu bucurie și fără să fiu relaxat. Și sunt mult mai relaxat. Adică, nu știu, înainte tremuram, parcă era... și acum am început să fiu mai relaxată și să nu mă mai stresez de ceea ce spun alții. Proiectul Lumina din Lumină erau concerte în da. Perioada, în momentul în care ne aminteam cu toții despre de jertfa Domnului da. Hristos. De cam tot timpul în perioada Paștelor, cam atunci facem, pentru că noi nu ne adresăm lumii adventiste. Sau penticostare sau... Creștinilor în general. Da, când oamenii au inima deschisă spre Scriptură, da. Spre Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci acceptă cel mai ușor. Și chiar anul acesta vrem să facem din nou ediția. Unde va fi? Dă-ne ceva. Unde a fost și anul trecut, în aceeași sală. Dar că acum va fi grupul Ad Libitum Voices. Au fost la... Este invitații special cumva? Da, da, ei sunt invitații. Noștri și vor fi câteva piese pe care le vor cânta și ei singuri, voi cânta și eu, dar vom cânta și împreună și o voi avea și pe Alma, fata cu care am cântat cu care ai cântat foarte fain, o fată foarte frumoasă. Acela a fost de fapt o rugăminte a ei, nu? Ca să acela a fost un dar din partea noastră, da? Așa. Hai că sărim hai să clarificăm asta și apoi revenim la Alma, că da. Mie mi s-a părut emoționant, mi s-a făcut pielea găină când am ascultat și piesele, dar când am ascultat și povestea din spate. Bun, amintește-ne așa, avem o dată pentru concertul Lumina din Lumină din 2023? Sincer, nu știu data, dar o să fie pus sigur pe Facebook. Bun, pe pagina ta, da, Luiza Spiridon. Da. Sigur o să facem o reclamă. Nu ca anul trecut, că parcă nu am făcut așa. Noi o să punem în descriere, vorbim cu Claudiu și punem în descriere la podcastul ăsta, punem exact cred unde va fi. Cred că are și data totuși, pe 6-7. Are și data, vorbim cu Claudiu sigur. Și punem acolo în descriere toate detaliile. Da, perfect. Memoria mea. Când urmăriți podcastul și ajungeți aici, vă uitați în descriere și acolo aveți detalii despre concertul Lumina din Lumină, susținut de Luiza și, cum ai zis că se numește? Ad Libitum Voices. Ad Libitum Voices. Sunt doar băieți? Da, sunt patru băieți. Patru băieți. Cu niște voci foarte bune. Fain. Oamenii ăștia, invitații tăi, invitații voștri, acceptă ușor invitația la un astfel de eveniment? Cam toți invitații noștri sunt remunerați, cum s-ar zice. Și, da, acceptă. Bine, ei vor avea și un concert aici, în București, și le este mai ușor. Vinerea au concert aici în București și sâmbătă din nou vor reprezentația avea. Lor acolo unde doresc. Da, și
lucrurile nu par simple la capitolul, adică nu sunt deloc simple la capitolul ăsta, deși pentru noi cei care ne bucurăm de ele par a fi da, nu sunt ușor pentru că de organizat. Trebuie să te gândești, hai să vedem anul acesta ce facem nou, pe cine aducem. Și ne-am gândit trebuie să fie ceva nou. Și ceva grup bărbătesc nu am avut până acum la concertele acestea și ne gândim ce să punem, violoncel, vioară, violă, nu știu, să vedem ce mai punem noi acolo, pian cu siguranță, chitară o să-l avem pe Robert Maimăscu. Da, am văzut că aveți colaborare foarte faină. Da, și da, e un băiat excepțional. Băi, Dumnezeu să vă ajute și proiectul ăsta, concertul ăsta să fie, să atingă inimi și să fie de folos celor care vor fi acolo. Da. Revenind la Alma. Cum a fost povestea cu Alma? Spune-ne puțin și despre ea. Adică, ea știu că ea a fost, este bolnavă de cancer. Acum este în remisie deja. În remisie. Oh, da. Slavă Domnului. Da. Este o adolescentă, da? Da, 16 ani. Oh. Și atunci când m-a contactat pe mine, știu că a fost o întâlnire pe Zoom. Atunci era cu COVID-ul. Și am cântat la o întâlnire din aceasta și cumva am promis că dacă se va face bine, vom cânta ceva împreună. Și la ceva timp mă contactează și mai este valabilă. Oferta. Și normal că a fost valabilă. Și a venit cu ukulele și am făcut o piesă. Ea zicea să facem o piesă de-a mea. Dar i-a spus, hai să facem o piesă care te-a ajutat pe tine în momentele tale. Grele. Și aceasta a fost piesa, da. Punem, am acordul tău să punem în descriere și da, YouTube-ul da? Cu ea. Cred că ar fi fain. Și va veni și ea să cânte la concertul ăsta? Da, va veni și ea. Probabil, cu siguranță va fi și piesa aceasta în concert. Foarte fain. Pentru că ești aici în fața mea, noi avem o rubrică dedicată profesionistului care stă pe scaunul autentic și a venit timpul pentru asta, se numește Da sau Nu. Am trei întrebări, cumva personale, dar o să discutăm puțin și despre argumentele care stau în spatele răspunsurilor pe care tu le vei da. Vorbim despre muzică, e pasiunea ta, e ceea ce faci din toată inima, ai și pregătire în domeniul ăsta. Spune-mi, te rog, tu asculți doar muzică creștină? Nu. Bă, este cineva care ascultă doar muzică creștină? Nu știu. Sunt momente și momente. Adică nu tot timpul ești focusat pe un anumit. Într-adevăr, trebuie să-L avem pe Dumnezeu în mintea noastră tot timpul. Dar avem și momentele noastre de altfel de liniște. Adică piese de dragoste, piese... Nu neapărat. Care... Știi ce ascult cel mai mult? Te rog. Mie îmi place foarte mult să fiu în natură. Și sunt foarte multe... Intru pe YouTube Music și găsesc foarte multe piese. Relaxing music sau instrumental music with nature sounds sau tot felul de chestii în acestea care mă relaxează așa. Când... Acum nu mai spălvase, că mi-a luat și eu într-un final mașină de spălat, știi? Da, este ajutorul binevenit dacă al fiecarei mame, soții. Da, foarte mult. În timpul mașină acela spălam... Mașină da. De uscat rufe? Păi da. Da. Astea au fost cadourile pe care le-am făcut eu soției mele. Da. Și, foarte perioadă. Bune sunt. Foarte bune. Niște invenții foarte zice bune. Foarte bune, e adevărat. Da, și pe timp când spălam vasele, mă relaxam. Sau compuneam ceva. Că eu cam atunci compuneam muzică. Mai făceam, mă trimitea Claudiu de multe ori, ia mai du-te și tu prin bucătărie. Să inspirație. Mai compui ceva. Să ai inspirație. Da. Ce în acesta? Muzică instrumentală. Nu ascult foarte mult vocală. Mai ascult pricezne, cum spuneam, de la Paula Selling. Mai are Hayley Western, ceva muzică frumoasă care, la fel, mă liniștește. Ea cânta și în Celtic Woman și mai am pe Fernando Ortega. La fel un cântăresc, dar el este creștin. Muzică creștină, nu, creștini suntem categoric, toți. Categoric, adevărat. Da. Și cam pe mine nu mă ascult niciodată. Serios? Nu mă întreba că nu îmi place să mă ascult. Claudiu tot pune muzică cu mine și spune, te rog frumos, lasă mintea relaxată. Măi, să știi că și eu am, și cred că majoritatea dintre oamenii care, nu știu, ies în față sau care au ceva de făcut pentru ceilalți, inclusiv emisiuni sau, nu știu, predici, nu prea îți vine să te asculți pe tine, deși poate că te ajută cumva să-ți dai seama ce ai putea să îmbunătățești. Mi le spune Claudiu oricum te îmbunătățești. Da? El este criticul tău foarte ferm, nu? Nu,
Problema mea este că nu-mi place când nu sunt pe pitch correction și gen. Trebuie să am pitch-ul bun. Și când ascult așa, nu-mi place. La alte persoane nu am problema aceasta. Dar nu știu de ce. Adică trec foarte ușor. Dacă aud ceva că a fost fals, n-am nicio treabă. Dar la mine... Trebuie să fii acolo, neapărat. Cum selectezi tu muzica asta? Asta pentru a ne ajuta și pe noi ceilalți. Cum selectezi tu muzica pe care o asculți? Gen când încep să simt puțin dans în ea, așa, îmi dau seama că nu prea este. Că nu e ce trebuie. Mai sunt... Da. Unele melodii mai sunt puțin ritmate, dar nu în așa hal încât să mă ducă... Cu gândul acolo. Nu știu, nu pot să spun că este alb și negru muzica, pentru că nu avem nicio delimitare. Pur și simplu fiecare poate să, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Duhului Sfânt, că într-adevăr, să te îndrume el, să spună, măi, pe aici n-ar fi. Adică ce am citit din sora Ellen White spune doar atât. Ellen White, scriitoarea, da. Așa, spune doar atât. Să nu fie instrumentalul mai tare, să nu fie percuție care să deranjeze. Adică acum poți să pui o percuție de orchestră care să delimiteze timpii sau ceva, na. Dar, na. Trebuie să ai grijă. Și ai specificat un lucru foarte important, și anume călăuzirea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Este important tu care asculți și tu care cânți să ceri călăuzirea lui Duhului Sfânt în viața ta. Pentru că sunt foarte multe persoane care spun asta e muzică bună, asta nu e muzică bună. Dar eu nu pot să vin să spun ție care este muzica bună. Eu pot să spun doar din perspectiva mea. Adică nu poți să mă obligi tu să port culoarea mov sau verde, dacă mie nu-mi place. Pentru că fiecare crește cu altfel, alt gen. Uite, eu am ascultat foarte multă muzică populară și automat sunt puțin canalizată spre pricesne, pentru că sunt puțin spre muzica populară, spre balade, spre... Și, da, îmi place genul acesta. Cred că este și o chestiune culturală, apropo de ce spuneai tu. Da. Impactul cultural are foarte mare aport în ce, cu ce rezonăm și cu ce nu. Adică dacă noi ne-am fi născut, adventiști fiind, în Africa, probabil că am fi văzut altfel stilul muzical. Da. Dacă ne-am fi născut în America, am fi văzut altfel. Dacă ne-am fi născut în Europa de Vest, altfel. Dacă ne-am fi născut în Rusia, altfel. Da, dar ne-am născut aici în România și avem... Problema noastră intervine când tu, fiind român, ai crescut cu un fel de muzică, tu nu prea știi să te comporți când mergi în Africa, că îți vine să cinci și ce să cânți. Pentru că tu nu ești de acolo. De ce să cânți altceva? Da, este cântă un ceea ce ai tu aici. Și nu? Ce ai. Da. Foarte bine spui. Adică poți să asculți, nu am nicio problemă. Știi ce ne lipsește? Ce cred eu că ne lipsește nouă? De regulă există muzică creștină cu influențele culturale din fiecare zonă. În România nu prea există asta. Da. Și mai ales în adventism. Noi am împrumutat muzica din Occident sau muzica din foarte altă parte, mult, adus aici, dar nu prea avem amprenta noastră muzicală, culturală, pe care să o aducem melodiilor cu care să rezonăm. Și aici o spun direct. Dacă ne uităm la Biserica Pentecostală, de exemplu, ei au parcă mult mai pe înțelesul oamenilor, care nu sunt neapărat pentecostali, muzica adusă. E adevărat, zic bine, zic rău, care e simțământul tău? Îi ajută pe ei foarte mult? Nu neapărat muzica. Sau cât genul muzical îi ajută, ci drept să îi aducă pe tineri. Da, sunt corect, mai, nu discutăm despre asta. Dar versurile sunt mult care... mai prezente, nu mai actuale, nu? Da, te ajută mult mai mult, sunt și pentru oamenii simpli, adică le înțelegi mult mai ușor. La noi în adventism avem multe metafore, multe, foarte multe cuvinte, le înțelegi. Și dacă vine un om ortodox care nu are vocabularul nostru, adventist, cum s-ar zice, nu înțelege. Și trebuie să-i explici. Corect. Ca și piesele mele, de multe ori stau să mă gândesc, măi, trebuie să pun alte versuri. Adică ceva ce oamenii ar putea înțelege. Tocmai datorită versurilor, Blândul Păstor este... Ajunge acolo la inima omului și la mintea lui. Și multe piese. Păi, poate e o provocare pentru viitor să gândiți, compui, tu compui doar muzică sau compui și versuri? Da, doar muzică. Doar muzică. Și știu, mi-a dat Domnul și darul acesta de... De a compune și versuri. De a compune eu cu cuvintele, nu prea sunt așa. Cine, uite că facem paranteza asta, cine de regulă compune versuri pentru melodiile pe care le... De regulă Ioana Dumitrescu îmi scrie.
Da, e o compozitare foarte bună la capitolul ăsta, dar are niște versuri frumoase. Mă, te provoci să fie mai aproape de sufletul omului simplu, credinciosului, care își dorește să cunoască mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi nevoie. A doua întrebare din rubrica asta, da sau nu, ai un top 3 muzicieni preferați? A, păi am spus deja, stai. Paula Selig, da. Așa, Paula, a, nu, dar nu e inclus la capitolul ăsta, da, ai vorbit despre ei. Dar nu toate piesele. Okay. Deci Paula Selig? Da, Pricesnele, îmi plac foarte mult. Hailey Westerla are ceva piese care îmi plac mie. Și Fernando Ortega. Ei ar fi cei trei? Ei ar fi cei trei pe care îi ascult eu de regulă așa. Ce au oamenii ăștia în comun? De ce te-ai oprit genul la ei? Genul muzical. Pur și simplu, da. Poate că mă judecă multă lume. Foarte mult spun, vai, dar tu ai muzică lacrimogenă. Ai muzică tristă. Cu asta rezolez eu. Asta sunt eu, de fapt, da? Da, așa îmi place mie. Nu știu, simt că ajut oamenii mai mult prin muzica aceasta. De cum spunea și domnul, mai bine într-o casă de jale decât într-una de... Corect, așa. Pentru că acolo nu te apropii de Dumnezeu, să fim serioși. Adică când ți este cel mai bine, te gândești, vai, Doamne, mulțumesc pentru tot ce rar am. Rar se întâmplă asta. Foarte rar. Doar când ai o boală sau când se întâmplă ceva, vii și te pleci pe genunchi și spui, ajută-mă, Doamne, numai când avem nevoie, știi. Până la urmă, muzica pe care o preferăm are nevoie de principiile pe care le-am discutat mai devreme, care să fie conforme cu valorile pe care le descoperim noi în Scriptură prin Duhul Sfânt cerând asta. Da. În același timp are nevoie, vine și din zona asta cu care sufletul nostru rezonează. Uh-huh. Cât de important e să gândim lucrurile în perspectivă. Da, și cred că eu am ales genul acesta muzical pentru că sunt foarte mulți care pot face spectacol. Și eu aș putea să fac spectacol, dar primul rând, în spectacol mă ajut pe mine, dar pe cei din jur este doar o exaltare a sufletului pe moment și apoi uiți la spectacol. Dar atunci când cânti ceea ce cânt eu de obicei, mi se pare că rămâne ceva acolo. Și poate că în timp îți aduce aminte pur și simplu de o frază muzicală și spui, într-adevăr, ar trebui să mă gândesc și să mai așez puțin pe genunchi să mai amintesc de Dumnezeu. Ultima întrebare din testul ăsta, da sau nu, este muzica pe care o cânti parte a misiunii pentru Domnul Iisus? Da. În general, cred că 100%. Doar, ți-am spus, mai cânt uneori la evenimente și acolo mai cânt. Când vorbim de evenimente, vorbim de nunți, momente din astea, da, de bucurie din timpul vieții. Dar, în general... Da, cam asta fac. De aici a pornit cumva, spuneai la un moment dat, de aici a pornit dorința asta de a cânta, da? Din a face misiune pentru Dumnezeu. Da. Și tu bisericile atunci, mici și apoi am ajuns la biserici foarte mari. Atunci când primești o invitație, că vorbim și despre lucrul ăsta, ești remunerată pentru... În biserici? În biserici și acolo pe unde mergi. Chiar... Foarte multe persoane m-au judecat de multe ori pentru că iau banii pentru drum. Adică mașina nu merge pe zâmbet. Și să fim serioși, sute de kilometri. Da, sunt foarte mulți kilometri. Claudiu lucrează de luni până vineri. Adică e foarte obositor. L-avem de multe ori și pe cel mic cu noi tot timpul. Și mașina mai mănâncă și altceva afară de drum. Categorii. Chiar dacă de multe ori banii aceștia îi băgăm... Nu, cam de fiecare dată îi băgăm de la noi din buzunar. Trebuie să spun că de câte ori te-am invitat la biserică, la bisericile pe care le-am păstorit, eu niciodată nu mi-a cerut bani, nici măcar pentru drum. De ce? Pentru că suntem foarte aproape, este aproape, da. Una este să mergi la, nu știu, sute de kilometri, mii de kilometri că ai fost și acolo, și alta este să vii undeva în zona. Am mai fost biserici, da. Sau biserici foarte mici, foarte care mici, probabil unde nu pot să permite lucrul ăsta. Și am spus, nu trebuie nimic. Tu în momentul ăsta muncești? Doar pe acasă. Ai diferite copii, proiecte personale. Da, așa. Mm-hmm. Dar nu. Nu, pentru că nu, mi-am dat seama că nu pot să fac și lucrul acesta de luni până vineri, să merg și să cânt. Și de multe ori și în timpul săptămânii mi se cereau, erau evanghelizări. Și vocea mea nu ar duce atât. Adică mi-am gândit, ori facem lucrare și mulțumim Domnului că i-a dat un job foarte bun. Flexibil și flexibil. Bun. Da, el a știut cel mai bine.
cum ți-am spus și la început, el ne duce așa barca pe valuri, știi, gen? Eu sunt barca și domnul e curentul, știi? Și... Corect. Da. Și ne descurcăm foarte bine. Adică, Claudiu tot timpul ne compară, el nu se compară cu cei care au, el se compară cu cei care nu au. Mm-hmm. Și tot timpul spune, da, noi avem atât de mult. Laudă Domnului pentru asta. Da. Mulțumim Domnului pentru ceea ce El ne oferă fiecăruia. Spune-mi, care este melodia ta preferată din repertoriul pe care îl ai? Melodia mea preferată. De mult timp tot când piesa Tu ești tot. Aceasta este... Nu știu dacă pot să cânt doar așa puțin. Da, asta era și următoarea cerere pe care ți-o am făcut să-ți adresez. O tot cânt de mulți ani și Claudiu îmi tot spune, iar... Dar de ce nu pot să cânti toate? Chiar păi, Claudiu... Ar fi așa o dedicație pentru prietenii noștri de aici, de la Autentic. Ei, se încercă așa, dar nu pot pe toate, pentru că are o țesătură destul de mare și vibrează microfonul. Îl rezolvăm. Și nici versurile nu știu sigur, dar s-ar putea să le știu. Dar atunci când am emoții, parcă am așa o tabula rasă. Știi, nu, aici se șterge, la tabla noi, mea e. La noi nu sunt emoții. Ok. E așa. Nu sunt decât un vas de lut. În mâna ta am început. Când nu știam, tu m-ai iubit și-n planul tău m-ai întocmit. Nu sunt decât suflarea ta, îmi spune-n taina inima. Când fericit mă rog și cânt și-mi amintesc ce-am fost și sunt. Și apoi vine refrenul mai înalt. Nu sunt nimic când tu ești tot. Versurile sunt atât de frumoase. Sunt doar pământ fără suport. Te rog să continui. Du-o până la capăt. Nu sunt nimic când tu ești tot. Sunt doar pământ fără suport. În mâna ta mă regăsesc și pot trăi, pot să iubesc, Doamne, cât îți mulțumesc. Cumva cred că versurile acestea rezonează cu mine și datorită lor îmi place piesa. Este la sufletul tău adevărat, sunt versuri atât de profunde, emoționante și până la urmă spun cumva, e o rugăciune cântată, nu? Așa o simt, da. Așa am simțit-o. Ce înseamnă pentru tine a fi fericit, Luiza? Ca om, a fi fericit înseamnă să ai ce-ți dorești. Creștin fiind, înseamnă să-L ai pe Dumnezeu. Și să ai încă pe Duhul Sfânt care să-ți vorbească. Și atunci când faci un lucru, să-ți dai seama că nu este bine. Și fericirea vine pur și simplu de la Dumnezeu, dar și de la cei din jurul meu. Și atunci când îl văd pe cel mic râde, de multe ori îmi dau seama că seamănă cu mine. Și atunci pur și simplu mă face fericită. Cred că familia este cea mai importantă. Pentru că, așa cum spuneam, oamenii pot să te judece. Mulți dintre ei pot să spună, măi, mie nu-mi place cum cânti. Și atunci pot să spun, asta este. Nu trebuie să te mulțumesc neapărat pe tine. Pentru că sunt foarte mulți care au nevoie de muzica mea. Asta e fericirea. Oamenii dragi, muzica pe care o cânti, Dumnezeu în fond, pentru că de la El vin toate, nu? Așa este. Cum reușești tu să-ți păstrezi zâmbetul pe buze? Am zâmbit emisiunea asta mult. Păi dacă ai zâmbit, poate mai mult ca niciodată. Nu știu, așa am fost eu tot timpul. Mama mea chiar îmi spunea, vezi că ești
a folosit un cuvânt, ești cam rânjită. Și încercam să nu fiu. Dar se pare că așa sunt. Așa m-a făcut Domnul. Și poate că, nu poate, sunt sigură că a făcut un lucru bun. Foarte bun. Pentru că dacă bun. Eu zâmbesc, automat și cei din jur zâmbesc. Dacă eu aștept adevărat. Să zâmbească cei din jurul meu, s-ar putea să aștept mult și bine. Da, e adevărat, știi că atunci când te uiți la celălalt, el îți zâmbește, inevitabil se transmite asta, nu știu, așa, prin nimic. Da. Și eu care mă gândeam ce să vorbim atâta timp. Uite că avem multe de vorbit și cred că vom mai face un episod de podcast, cu siguranță. Spune-mi, ce poți să tolerezi tu? Cu ce ești tu tolerantă? Nu știu, cred că am defectul acesta pe care l-au foarte mulți oameni. Îi tolerez mai ușor pe cei din afară decât pe cei apropiați. Și cred că ne regăsim mai multe defecte aici, la cei din familie. Pentru că îi cunoști mai bine. Mm-hmm. Spune cineva, stai puțin cu un om, stai o oră cu un om și o să-l cunoști și nu o să-ți placă atât de mult de el. Da, e adevărat. Tânjim și ne uităm la ceilalți pe care nu-i cunoaștem și spunem, ia uite ce familie perfectă, ia uite ce, nu știu, caracter, când, de fapt, ia uite ce... N-ai cum să fii perfect, suntem oameni. Mă bucur că reușim să ajungem la asta, da? Unde te refugiezi tu pentru a-ți găsi liniștea? Când vrei, uite, mă, vreau eu să fiu eu cu mine. După nu știu, un drum lung, după un concert. Unde te duci tu să-ți găsești? Oriunde, unde aud păsărele și vânt și freamăt și afară. Spuneai tu ceva de natură. Natură, dacă mă duc în natură, sunt cea mai fericită. La munte. Da? În marea îți plac traseele? Nu îmi place atât de mult. Da. Îți plac traseele, montane? Da, îmi ajungi. Place să fiu. Unde ai ajuns cel mai înalt vârf? Nu, știi? M-am dus. Nu? N-ai fost așa? Nu, am fost pe acolo. Claudiu tot încearcă să mă duc pe păpușa. Și nu, dar sunt și fricoasă. Okay. Îmi place la munte, dar îmi place să fiu cu picioarele pe pământ, nu pe piatră. Am înțeles. Ai un regret pe care, nu știu, care e în sufletul tău așa, acolo, într-un loc? Măi, ar fi putut fi altfel? Că nu mi-am dat seama de ceea ce pot mai dinainte. Și că tot timpul m-am gândit ce cred alții despre mine. Și dacă, uite cum spuneam, de acum de ceva, o lună e puțin încoace, timp de când te încerci să te detașezi de treaba asta. Înseamnă că a fost ceva care te-a... Da, am avut o chestie supărat, într-un loc, nu trebuie să spun așa. Neapărat unde am fost făcută gencou și cu oțet. Serios? Da. Se ce întâmplă? Muzică este aceasta? Ce cânti tu aici? Bine, ce drept eram și eu la început și nu prea știam pe unde să mă canalizez, ce să fac. Dar nu pot să spun că a fost așa rău. Și problema a fost că... au fost foarte mulți oameni acolo în jurul lui, știi? Și n-a fost unul. Mă, tu mă inviți. Adică care tu trebuie să ții mai... piept, știi? Adică, pentru că s-ar putea ca omul respectiv care a venit să scânte ție și care a fost așa făcut cuvinte destul de urâte, s-ar putea să nu mai cânte data viitoare, știi? Și îmi pare rău că am dat așa frâu liber la chestia asta. Dar asta s-a întâmplat de curând sau la început? Nu, mai la început. Mai la început. Dar și automat că... am fost cu frica aceasta, știi? De spuneai ce că acum o lună. Da, cam te-ai acum gândit tu serios să... la asta. Dar a mai fost ceva acum o lună care te-a făcut să te gândești la lucrul ăsta mai concret? Și... Cred că de când a murit doamna Tuțescu, Gabriela Tuțescu, am început să mă gândesc la chestiile acestea. Și... era dumneavoastră cumva un echilibru pentru da. Tine? Adică când aveam concertele, ea era acolo în fața mea, știi? La edițiile Lumină din Lumină, de multe ori a fost acolo. Când nu a putut, pentru că avea o problemă de sănătate deja, nu mai era, dar mă gândeam la ceea ce trebuie să fac. Și de când dumneavoastră nu mai este, am început să mă gândesc foarte mult. Și cred că a fost singura persoană după care îmi pare rău. Da. Pentru că nu am insistat mai mult, poate, nu știu. Mi-aș plăcut să cunoască mai mult. Știi care a fost problema? Că ei cunoștea foarte bine pe oameni și ea n-a reușit să se detașeze așa de oameni și de cum ar trebui să fie oameni, știi? Adică ca să le aleagă pe Dumnezeu. Religia noastră este o religie foarte bună. Doar că oamenii de multe ori o strică și nu fac ceea ce trebuie. Și ea, fiind acolo, auzea foarte mulți oameni care
vorbeau ce n-ar trebui, știi? Gen bârfa aceea, știi? Cum ești din biserică, hai să vorbim. Nu sunt toți așa, dar unul, e de ajuns să fie unul și să-l vezi cum este și să nu-ți mai trebuiască. Dar uneori noi ca oameni putem fi bariere pentru suflete sincere. Și, prin comportamentul nostru. Da, și mulți întreabă, dar de ce sunt bisericile goale? Pentru că noi nu mai suntem cum ar trebui. Biserica suntem noi, Luiza, oamenii, nu pereții, nu clădirile, pot să fie cele mai impunătoare, dar dacă nu sunt oameni, sunt niște chimvale zângănitoare, nu știu cum se le numește, clădiri goale care n-au nicio valoare. Și tot facem evanghelizări, degeaba. Noi, evanghelizarea ar trebui să plece de la noi. Adică misiunea pentru Hristos ar trebui să plece din sufletul nostru și din comportamentul nostru. Luiza, tu zâmbești mult. Cât pot. Când a fost ultima dată când ai plâns, cu adevărat? Când am plâns? Atunci când am murit la Noțescu, când am pierdut o sarcină, prima, înainte de lui, cam acestea au fost două. Chiar dacă a mai fost un moment în care toată lumea s-a așteptat, vai, săraca de ea, când am aflat că am o boală autoimună și credeam că am cancer. Vreo două luni de zile mi-au zis, da, cancer pulmonar sau boală de inimă, știi, da. Cam toți îmi spuneau că voi am cancer pulmonar. Dar atunci n-a fost, chiar n-a fost momentul. Adică, gen, eu vin acasă, îmi spune radiologul, da, cam, cred că este cancer pulmonar. Eu, relaxată, am sunat pe Claudiu, trebuie să-mi pun lenjeria pe pat. Aveam o lenjerie urcată undeva în șifonier și am zis, aceasta va fi la casa mea nouă. Și uite că m-a ajutat Domnul că mi-am pus lenjeria și pe pat și atunci și-o mai așa cum la casa nouă. Și n-a fost cancer. N-a fost cancer, nu. A fost o boală autoimună pe care încă o am. Dar cum ai gestionat timpul ăla de două luni până când ți-a zis, măi, nu... Măi, am fost ok, adică cred că atunci am fost cel mai aproape de Dumnezeu. Pentru că pur și simplu mă gândeam la viața mea. Pe atunci nu l-aveam nici pe lui și bine că nu l-aveam. Cred că atunci aș fi fost doborâtă să am un copil și să... Dar Claudiu, săracu, a fost... El a fost cel mai rău. Pentru că el a fost mai rău pentru că am mai fost la un doctor. Primul pe care la care am fost mi-a spus mie, dar la doilea la care am fost i-a spus lui. Și era aceeași diagnostic și asta a fost șocul pentru el. Și mie nu mi-a spus. Și am fost mai relaxată. Poate că m-a și ajutat când mi-a spus, dar pentru el a fost mai rău. Dar, acum sunt bine, adică încerc să evit unele chestii. A trebuit să mai mergi la un alt medic pentru... sau s-au dovedit analizele? Sau a fost o minune la Dumnezeu? Mi-a făcut analize. Mi-a bronhoscopie și toate cele și mi-a descoperit că de fapt este o sarcoidoză. Adică erau niște noduli inflamați, pur și simplu, care nu-mi dădeau voie să respir. Mă trezeam noaptea și nu știam de ce nu am aer. Ieșeam pe terasă și nu aveam aer. Da. Da, acum mulțumesc Domnului, sunt bine, încerc să evit unele chestii, oboseala, stres prea mare. Alimentație. Da. Și bucurie. Și bucurie, da. Asta este tratamentul cel mai mare. Bine, ai zis ceva de pierderea unei sarcini. Da, înaintea lui am avut. La câte luni ai pierdut sarcini? Nu aveam chiar mult, aveam două luni jumătate. Doar că a fost așa un șoc mai lung, pentru că am fost atunci, am mers cu Claudiu să-i ascultă în inima și chiar atunci ne-a spus. Pur și simplu s-a oprit în evoluție, adică nu a fost niciun răspuns, nu mi-a dat nimeni niciun răspuns. Și acesta mai este un moment în care, după care îmi pare rău și regret. Acum mi-ar fi plăcut să știu ce a fost, fată sau băiat. Dar atunci, nu știu, poate am fost atât de șocată că nu știam ce să fac. Și am mai fost șocată de un moment, pentru că eu eram singura de acolo, care pierdusem sarcina. Se oprise pur și simplu ea și erau atât de multe femei care voiau să facă avort. Și eram atât de șocată și mintea mea eram atât de nervoasă și pe Dumnezeu, știi, cum s-ar spune atunci când pierzi. Doamne, de ce eu care îmi doresc? Care îmi doresc, știi? Și cei care... Da. Adică am mai fost la o emisiune și am plâns, acum nu mai vreau să plâng. Acum mă abțin. Da, eu nu prea reușesc. Dar am trecut peste. Acum Domnul mi l-a dat pe lui și e cât doi. Are o energie fabuloasă. Dar ți-am zis, nu știu, și da, cum ziceam, a fost mai greu pentru că după ce a fost chestia aceasta, am făcut și infecție.
și trebuia să merg pe sabat la o biserică, la o nuntă duminică și pur și simplu marți, nu, joi, parcă joi era, sau vineri, îmi căutam fustă, pur și simplu eram foarte balonată și nu dădeam seama de ce. Și mi-am dat seama că, de fapt, făcusem infecție. Și a fost al doilea chin prin care am trecut, că a trebuit să... Ca și cum ar fi fost un avort, adică pur și simplu... Din nou tot procesul, da, tot medical. Procesul respectiv. Și am trecut peste. Dar acestea au fost cele două momente. O femeie puternică. Ești o femeie puternică. Da. Așa s-ar zice. Da. Dacă ar fi Claudiu aici lângă tine, ce cuvânt crezi că ar folosi în dreptul tău? Cum te-ar caracteriza? Încăpățânată. Încăpățânată. Măi, adevărul e că pot să zic că ești încăpățânată, că uite, ai zis, măi, nu vreau să mai plâng încă o dată și aproape ai reușit, deși lacrimile erau acolo, lacrimile erau acolo. Da. Nu, adică vreau să fiu vulnerabilă, dar nu prea. Da, așa e la... Dau seama așa... că... Na. Dar să știi că viața... Viața noastră cumva este făcută din lucruri de genul ăsta și... Cred că, spuneai tu la început, că tu ești o femeie normală. Da. Cred că normalitatea în asta constă. Adică, băi, nu, asta sunt. Am avut și bune și rele și probleme complicate și bucurii. Da, spunea o prietenă că problema mea este că sunt prea normală, da, cum spuneam și eu. Adică nu ar trebui să dezvolui prea mult despre mine în fața oamenilor. Ar trebui să fiu cumva, nu știu, idol e prea mult de spus. Adică un om care să nu lasă să se vadă chiar totul despre ea. Că poate atunci o să fiu mai ascultată. Nu știu, poate... Nu e pentru mine. Nu e pentru mine asta. Adică nu, eu nu pot, când cineva începe să vorbească și începe să dezvolie multe, încep și eu să vorbesc și dezvolui și eu multe, poate chiar prea multe. Nu știu dacă există ideea asta de prea mult, ci poate despre tine, ci poate felul în care alții interpretează lucrurile astea. Dar când spuneai tu, băi, nu-mi pasă de oamenii sau încerc să nu mai împese de oamenii care chiar n-au valori, n-au bun simț, n-au, nu știu, omenia aia, până la urmă nu o facem pentru oamenii ăștia. Sau poate fi o lecție pentru astfel de oameni, în care să-și dea seama că rolul lor sau al nostru pe lumea asta nu este să îi judecăm pe alții, ci dacă putem să învățăm un lucru bun de la celălalt, haide să o facem. Și putem fi în postura aia în care să dăm sfaturi, să spunem din teorie, din cărți, dar cred că cea mai bună, nu știu, cel mai bun fel de a învăța un om este prin propria ta viață. Și prin atunci acceptă cel mai ușor. Da. Adică așa facem relevantă Scriptura, prin viața noastră. Așa cum făcea și Domnul Iisus. E, aici mi-ai luat vorba din gură. Dar exista Biblie înainte de revenirea Domnului Hristos. Dar Dumnezeu a zis, măi, trebuie să vină unul dintre noi, împreună au luat hotărârea asta. Și a venit Iisus aici, pe pământ, în trup. Să ne arate cum ar trebui să fim. Așa da. Cred că înseamnă și autentic, sau ce facem noi aici. Măi, da, Biblia o cunoaștem, o avem acces la ea, dar viața, de fapt, asta e. Asta e de necombătut, nu poate să conteste nimeni. Pentru că tot am vorbit de Biblie. Am aici o Biblie, Biblia noastră, uite că mă ridic puțin să ajung la ea. Am să-ți o pun în față, o poți folosi sau ne spui pe de rost, care este versetul tău, pericopa ta preferată, care îți dă putere să mergi mai departe? Când am fost într-o biserică, am primit așa pe un pergament, cum se rula, așa fain, un text biblic și de atunci îl țin minte. Este Ieremia 33:3. Nu este 31:3, foarte mulți spun că e un curc, dar nu, 33:3. Cheamă-mă și îți voi răspunde. De asta eu mă rog de fiecare înainte. Și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care tu nu le cunoști. Wow! E o făgăduință? Da, este o făgăduință și încerc să mă gândesc la ea tot timpul. Și îmi dau seama că în orice moment l-ai chemat pe Dumnezeu, El îți răspunde. E ca și cum ar fi acolo tot timpul. Doar că noi nu ne uităm. Noi suntem doar în față. Spunea tatăl tău, sau cum îl caracteriza, da? Da, cu ochelari de cap. Da. Luisa, suntem pe final de podcast. A trecut timpul repede? Da, chiar. Repede, am nu? Am vorbit prea mult, cred. Nu, aici nu se vorbește mult. Am vorbit profund. Un test de autenticitate. Zice așa. Răspunsuri
cât se poate de scurte din partea ta, care este cea mai autentică lecție pe care ai învățat-o din postura de solist creștin? Cea mai importantă lecție? Să... Chiar dacă încerc să nu gândesc ceea ce spun alții, totuși să mă gândesc la ceea ce spun și să-i ajut pe alții. Să fiu binecuvântare pentru ei. Da. Care este cartea, cu excepția Bibliei, din care ai învățat să fii autentică? Cartea. Patriarhi și profeți. Mi-a plăcut cel mai mult. Poate și pentru că este istorie. Mi-a insuflat cumva tatăl meu. Cu ce defecte lupți cel mai des pentru a rămâne autentică? Stai, cum mai am o carte. Te rog. Hristos, Lumina Lumii. Hristos, Lumina Lumii. A avut un impact important asupra ta. Și viața lui Iisus. Cred da, că, este aceeași. Hristos, da, Lumina Lumii. Sau viața lui Iisus se numește acum, pentru că acum, când am citit-o, se numea Viața lui Iisus. Da, adevărat. Cred că a fost cartea care m-a făcut să nu mai fiu gen... persoana aceea uneori acră, știi? Nu știu. Te-a învățat Iisus ce înseamnă să fii așa, să fiu, apropiată de oameni. Da, să fii umilă. Dar nu neapărat atunci când ești umil, nu înseamnă că trebuie să fii călcat în picioare. Ci smerit, așa, da, aproape să de Dumnezeu. Cu ce defecte lupți tu cel mai des pentru a rămâne autentică? Nu știu, că mândrie nu am, sigur. Că dacă aș fi avut mândrie, eram foarte dezvoltă și foarte relaxată atunci când cânt. Cred că felul acesta de a nu ieși din carapacea mea. Uh-huh. De multe ori Claudiu îmi spune, ieși, gândește. Care este locul în care îl întâlnești în mod autentic pe Dumnezeu? În natură. Și ultima întrebare din testul ăsta, care este cel mai autentic, revin puțin, este întrebarea grea, dar poate pentru tine nu, neapărat. Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată în viață? Doamna Țescu. Am să te rog să completez fraza. Prima frază începe așa: cea mai mare calitate a soțului meu este? Răbdarea. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Mulțumesc. Primul lucru pe care îl fac dimineața este? Să deschid geamul. Detest cel mai mult? Persoanele reci. Personajul biblic în care mă regăsesc cel mai des este? David. Am și 10 când întrebări. Când cântă, nu? Când... nu, în alte extreme, în alte ipostaze. 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Solist sau parte a unui grup muzical? Acum solist. Muzica, pasiune sau meserie? Ambele. Cu negativ sau acompaniată de instrumente live? Acompaniată. Pe scena unei săli publice sau într-o biserică? Biserică. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Depinde cui. Oamenilor din jur, da. Uneori la Claudiu, când suntem noi așa, cred că am pot să spun puțină mândrie. Hai, nu? Acolo, da, în relația acolo cu el. Acolo chiar am, da. Măi, dar să știi parcă că... nu calcă-și. Am întrebat mai multe doamne care au stat aici în fața mea. Unele au stat și împreună cu soțul lor și cam același lucru au spus. Adică, măi, în raport cu alții, mă scuz mai repede, dar când vine vorba de partener, de soțul meu... Da, pentru că de multe ori cred că am și o dreptate, știi? Am dreptatea mea, cum v-am zis. Și când, în popor se spune că bărbații sunt orgolioși. Eu cred că putem să fim bărbați. Da, la capitolul ăsta. Bun. Mamă sau soție? Oh, păi ești trebuie să am grijă. Nu știu, ambele, că ambele. Dacă spun soție, de ce zice lui, dacă spun, da, ambele. Ambele. Îi spui soțului tău mai des, te iubesc sau iartă-mă? Te iubesc. Timp cu familia sau un concert cu sala plină? Timp cu familia. Cânți din dragoste de muzică sau din iubire de oameni? Cred că ambele, dar... depinde de nivel. Cred că dragostea de muzică e mai sus puțin.
este și iubirea de oameni, dar dacă nu aș iubi muzica, n-aș putea să dăruiesc. Și ultima întrebare, citești mai des din Vechiul sau din Noul Testament? Acum din Noul. Am citit și din Vechiul, dar citesc doar așa, nu neapărat cu dragul acela de a citi, știi? Noul mai Testament ales când ajungi la anumite numeri, cărți, la Deuteronom, da. La Regi, la... Da. Dar Noul Testament în momentul ăsta mai aproape de inima ta. Da. Am și o întrebare surpriză, întrebările mele s-au terminat. Întrebarea surpriză se găsește în acest bol. Am să-i amestec puțin întrebările și am să te rog să alegi tu una din aceste întrebări. Bolul nostru deja se umple. Cred că trebuie să-l schimbăm, să luăm unul mai mare. Pe cine ai vrea să ai ca vecini pe noul pământ? Wow, ce întrebare! Te rog, dacă nu te-ai gândit până acum, te gândești în momentul ăsta. Da, nu m-am gândit. Mai ce drept să ne ajute Domnul sau să fie ajutată pe Domnul. Să fie ajutat-o Domnul, mi-aș fi dorit să am pe Domnul Oțescu. Să-ți împlinească Domnul rugăciunea asta. Deși acum nu mai poți face nimic. Pentru că acum Dumnezeu, nu mai pot. Dar nu se știe niciodată ce a plantat Dumnezeu acolo prin tine. Să fie Domnul acolo, să fie Domnul consecvent cu rugăciunea asta și noi înșine și să ne vedem acolo. Poate sunt și eu pe o stradă pe acolo. Amin. Am și pentru tine provocarea asta de a scrie o întrebare. Îți las aici foaia și am și un pix pentru tine. E un nou concept de pix. Ești prima care îl primești de aici, de la noi, de la Autentic. Este cadoul care va rămâne al tău. Frumos. Atunci când vei compune muzică, poate îl folosești. Uite, are mulțumesc. Și posibilitatea asta de a o folosi așa pe telefon, poate cine știe. Da, super. Vi-l arăt și vouă. Dacă vreți să intrați în posesia unui astfel de pix cu sigla Autentic, așa cum îl primește Luiza astăzi, în ocazia asta, poate te vei uita în comentarii și vei primi o provocare care să te facă să ieși puțin din zona ta de confort și să primești și pixul ăsta dacă vei răspunde la provocarea respectivă. Luiza, pixul este al tău. Am să te rog să scrii o întrebare pentru cei care vor mai veni aici la Autentic și de data trecută am început să facem o altfel de abordare a acestui moment și anume la final să-ți lași și semnătura, fără nume, să-ți lași și semnătura să vedem dacă o extrage cineva și acolo semnătura, dacă recunoaște semnătura din partea cu este întrebarea. Deci aici a fost o semnătură. Este o semnătură? Da. Ia să vedem, o recunoști? Nu-mi dau seama. Nu o recunoști. E, uite, când o să te uiți la podcast... Poți să-l țin? Nu, rămâne mai departe aici. Îi fac o poză. Poți să-i faci o poză. Dar dacă te vei uita la unul dintre episoade, că recent am început lucrul ăsta, o să descoperi cine a pus întrebarea, pentru că e prima persoană care a făcut. Fac poză și... Ok, perfect. Bun. Ia uite ce providențial a venit întrebarea. Bine că am amintit. Te rog, scrie întrebarea. Nu vei rosti, iar rămâne secretă. Nu. Mersi mult, împachetează-o și pe una și pe cealaltă, împachetează-le pe amândouă și pune-le în și eu bol. Când fac poza. Poți să faci poza, te rog, poți să faci poza. Ți-am zis că eu sunt foarte curioasă. Da, da, da. Mie dacă îmi spui acum un lucru și spui, îți spun mâine, nu mai dorm la noapte, deci pur și simplu... Ca și acum, când ajung acasă, poate afli, să caut. Poate afli semnătura înainte să vezi podcastul, nu se știe niciodată, nu mă pun cu această curiozitate a ta. Luiza, îți mulțumesc mult de tot, dar nu pleci de la noi fără să mai primești un cadou. Noi avem niște prieteni foarte buni, sunt cei de la Editura Viață și Sănătate. Am aici două titluri din care te rog să alegi tu pe unul dintre ele. L-am văzut pe Dumnezeu de la spate sau Izvoarele vieții. Vai. Una dintre ele este despre experiențele unor pastori care au scris despre ce a însemnat slujirea lor în biserică și aceasta este scrisă de Ștefan Demetrescu, este o reeditare a unei cărți pe care el a scris-o în 1947, dacă îți vine să crezi. Îți dai seama ce aș alege eu? Eu care am cântat cu liceul Ștefan Demetrescu și mai are și copaci și păduri și apă. Îmi place și acea imagine, dar... Sigur. Și mai este și din 1900 toamna. 47, nu chiar toamna, da. E ok. Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu, Dumnezeu să te binecuvânteze în tot ceea ce faci tu și ori de câte ori...
vei cânta să nu uiți niciodată să fii autentică. Amin. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost aproape. Nu uitați să rămâneți alături de noi și de canalul nostru. Ajutați-ne să mărim comunitatea autentic printr-un like, printr-un subscribe, printr-un comentariu. Tot ceea ce doriți dumneavoastră să faceți pentru noi ne va ajuta ca poveștile de viață de aici de la Autentic să ajungă la cât mai mulți oameni. Vă spun faptul că în ultima marți din luna februarie ne vedem la a doua conferință Autentic la sala Dallas de la ora 19. Am să mă uit acum în calendar să nu cumva să greșesc. Data este vorba de 28 februarie pe 19 la ora 19, iertați-mă, ne vedem la Dallas pentru a doua conferință Autentic. Până atunci, nu uitați să vă lăsați inima în mâna lui Dumnezeu, mintea să rezoneze cu ceea ce scrie în Sfânta Scriptură și viața să fie cu adevărat autentică.